Bine, v-am găsit la nota 2, antipodcast prezent atât pe YouTube în format video, cât și pe Spotify, Apple și chiar Google Podcast. Deci, este important să cunoașteți că este un produs care conține opinii mai puțin populare, uneori chiar specifice, expus într-un limbaj necenzurat. Haideți să gândim critic și să ne dezvoltăm personal. Asta e cel mai important. Da? Let's go! Când m-am maturizat eu, s-a dărâma și Uniunea Sovietică. Da, cumva la sentimentul tău vis, -a -vis de viitor nu ai fost speriat? Mă îngrozea speriat, da? pe perspectiva însurătorii și armata. Pentru ani de închisoare, de exemplu, sau pentru maltratare, pentru mm -hmm. umor, se dau câteva mii de euro pe când în Norvegia milioane. Pentru că acolo Înțeleg. e capacitatea, puterea de cumpărare e mai mare. Acolo la București, insist să vorbesc cu accentul meu moldovenesc, chiar dacă din motivul ăsta n-au vrut să mai la o televiziune la Cluj. Am fost în ianuarie anul trecut mm -hmm. la concurs de angajare M-au pus să dau probă și le-au zis că accentul ăsta nu se scoate nici în 2 ani, cu efort, dar eu efort n-aveam de gând să fac și nu m-au mm. luat, am rămas fără lucru. Acum lucrez la o fundație cu romii și romii n-au pretenții la accentul meu. <laughs> Dacă tot am început, ai vorbit despre carte și despre chestia asta cu masacru din sat, mi interesant, și te-a făcut pe tine să faci documentar despre, despre satul tău și inclusiv yes, că despre evrei din satul tău? Ești și tu printre evrei cumva? Te tragi din linia asta sau nu? Nu știu și nu cred, puțin probabil, pentru că bunicul meu de la tată are casă lângă strada principală unde erau mai uh -huh. mulți evrei uh -huh. în centrul satului, dar stă după râpă și cel mai probabil uh -huh. după râpă stăteau, eu știu, oamenii mai săraci, argați și el era și el și probabil tatălui erau ciobeni, uh -huh. meserie nu prea practicată de evrei. Și avea și pământuri. Pe când evreii nu aveau voie de ținut pământuri. Dar imaginează-ți, când se decimează, când se omoară fiecare al zecelea locuitor din uh -huh. jurul tău, asta e un eveniment foarte grav. Da. Și când au fost omorâți pe motiv de etnie, asta e și mai grav. Pentru că i-a ales oameni, civili, bărbați, femei, copii, bătrâni, Omorâți pentru că erau evrei, pentru că aveau mm -hmm. nume evrezi, mm -hmm. pentru că era de altă credință, pentru că nu erau de-ai noștri cum ar veni. Și mai grav că au participat și oamenii din sat și nu doar la omorâre, că i-au impus jandarmii. Dar și la devastarea caselor, a verilor lor. Ce? Ce? Exact, da? jefuit totul. Ceea și face acum cumva și de către roșu în Ucraina au fost făcut, cumva, din videourile cele care arătau, că am văzut că nu, da, să laudă audă mulți. Eu am vorbit cu niște moldoveni care au fost în Rusia și au stat la masă și nu m-au venit, au intrat în casă și era la masă mai multe femei care discutau și se lăudau. Și el inițial nici nu a înțeles despre ce e vorba, numai după asta a înțeles că femeile se laudă cu ce cine și furat. Ce bărbații? Cine și au furat. Cum poți? Daniel Cum poți a dus... admiți așa ceva? Da, dar eu nu știu. <laughs> Atât de sărac să fii și spiritual și fizic, da. încât să accepti chestii furate de la alți oameni în urma unui război, poate după ce e o Da, Dar tu din, din ce sat ești? Eu am deschis Wikipedia cu tine acolo, spre, mă, e mult. Destul. Tu ai scris-o cumva? Sau nu, cine, -ai nu ai voie. Nu? Nu. No. Nu știu cine a scris-o. A, ea se formează de către toată comunitatea? Da, da, dar da? poate să contribui oricine, că uh -huh, erau uh -huh. niște chestii inexacte și am făcut un apel pe internet și am zis, mm. băi, chestia asta nu e adevărată și cineva a zis, hai că eu repar și-a mm -hmm. reparat. Mm -hmm. Deci o chestie care e inexactă, trebuie reparată. Wikipedia e creată de, de oameni dar da. e și supusă greșelilor. Cineva vede dintr-un fel. Da, da. Eu odată am încercat acolo să mă înregistrez eu și m am <laughs> Da. Ah, da, că nu dă voie nu tine și nu ești pe rude. Da. Nu ești destul de obiectiv. Da, da, da. și corect da. așa, nu? Da, sunt de acord. Că poți să scrii, să înflorești orice despre tine da. și tu să fii o mizerie. Nu, dar vezi că Wikipedia are și o formă tare interesantă de a scrie. Nu așa... Deci adjectivele Wikipedia nu le acceptă. Mm -hmm. Gen frumos, e pitece, cel mai da, bun, da, da. da de este. De este. Mm -hmm. Ca știrile la BBC, cât da, mai da, neutru, da, doar imparțiale. informativ. Da, da. Și încă cu surse, dacă pot. Da, dacă da. nu-i surse, e subliniat acolo. Când că nu-i verificat, nu-i demonstrat. Bă, da. Frate. da, E foarte nice chestia. Dar, e uh, de viitor. Și vorba din și raion, din și satul. Ești crescut aici, da? Ai nu crescut. Nu da. și acolo am trăit primii 18 ani în timpul Uniunii Sovietice. Când m-am mm -hmm. maturizat eu, s-a dărămas și Uniunea Sovietică. O, dar <hă> interesant lucru. Cum s-a părut Pe asta de într-o parte? Fostul Raion Lazovsk între Bălți și Orhei, ah, la ok. graniță cu Telenești. Pentru că uh, ai noștri evrei de sat uh -huh. aveau sinagogă la Telenești. Acolo era un centru mare, un târgușor uh -huh. de evrei. Dar la noi aveau doar o casă de rugăciuni și își construiau o comunitate. Deci 10% din populația satului era evreiască. La Telenești, probabil, era jumătate. La Orhei, la Rășcani, era jumătate din populația evreiască. La noi, în sat, 10% și cam pe toți au masacrat. Mm -hmm. Și am aflat asta și se dintre rude, dintre cunoscuți, dintre vecini, că nu se prea vorbea pe timpul sovietic. Mm -hmm. După aceea am aflat că tot pe timpul sovietic s-a construit un monument, pentru că unul dintre supraviețuitori a ajuns după ce președinte de Colhoz sau precedatele sale ceva, mm -hmm. a fost primar în sat, și atunci a decis să facă monument, dar nu i-au dat voie de la Raion sau de la Chișinău, sau de la Moscova, cine decidea. Atunci nu i-au dat voie să-l instaleze monumentul acela. A întrebat cine, cui e dedicat, partizanilor? Nu partizani, evrei, net, nenat. Deci și pe timpul sovietic, că în filmul meu povestesc că primii evrei au avut de suferit câteva luni mai devreme din cauza deportărilor, că au colaborat cu regimul românesc, că erau boieri, cheaburi <gântu -i> sau chestii, și unul dintre ei, Klinger, a fost deportat câteva luni mai devreme după ce au venit, după ce au venit sovieticii. Și românii când au revenit, prima lor faptă a fost să o moare, să-i adune pe toți, să-i țină trei zile în foame, secetă, că era iulie, 14 iulie, în zi de duminică. Frumos. Cu mare credință. Conceptual. Îngrozitor. Da, de acord. Uite, eu comunic cumva mai mult cu oamenii, că eu sunt din 88, în jurul meu tot vreme sunt oameni care ori s-au născut în anii 90, anume când s-a destrămat Uniunea Sovietică, ori sunt mai tineri, deja nu o cunosc. Mm. Acum, atunci, dacă spui că, că cumva pe la 18 ani s-a întâmplat chestia asta, da? Cum pentru tine, ca pentru tânăr, asta a apărut? Că tu ai crescut în Moldova, era Uniunea Sovietică, asta erau anii. toți anii 80, practic, cel mai moment în care Uniunea Sovietică înflorea, da? S-a un pic. Și cum Dar -a și parut? putrezea. Pentru că nu prea mai funcționau instituțiile, nu se mai schimba nimeni la putere, Brejnev domnise, nu știu cât, vreo 25 de ani. Uh -huh, uh -huh. Și după aceea fulgerător a început să moară unul după altul, Andropov, nu știu, care, Chernenko, Gromuk, și ceva se întâmpla la Moscova, dar noi nu simțeam. Uh -huh. Până când a venit Gorbaciov și a început să facă ceva reforme, glasnost, perestroika, și asta am început noi să o simțim. Eu, probabil, dacă ar fi continuat Uniunea Sovietică, aș fi ajuns, eu știu, activist de partid sau ceva uh -huh. care se susține perestroica, că, pentru că citeam, eram implicat, eram abonat la ziare, ce ziare era atunci, Maladeuși, Moldovă, uh -huh. și eram interesat de tehnică, tehnica Maladeuși, iunei tehnic și tot așa. Poate aș fi ajuns, eu știu ce, inginer sau ce. Dar cumva la sentimentul tău vis, -vis de viitor, nu ai fost Mă îngrozea speriat, da? pe perspectiva însurătorii și armata. Am înțeles. care era obligatorie. Și eu nu-mi doream nici una, nici alta. Uh -huh. Și am scăpat. Pentru că a fost o coincidență. Tocmai când trebuia să plec din sat, să mă duc undeva să mă realizez că am stat până am terminat 10. Așteptam să învăț clasa 10, dar n-a fost. Dintr-a 9, direct am trecut între 11, că s-a făcut o schimbare, nu știu ce, de sistem uh -huh. educațional. Uh -huh. Și după 11 clase, trebuia să mă duc undeva, că altfel mă luau la armată. Și eu nu vreau la armată. Colegii mei care născuți în primăvară deja au fost luați în armata sovietică și în vară i-auzeam că. I bat că fug de acolo, că era pe cale să se destrame. În august 91, s-a destramat deja Uniunea Sovietică. A fost uh -huh. puciu și după ce în decembrie 91, s-a decis că gata, lichidem. Și colegi de mei luați la armată atunci fugeau. Știu că au venit de pe la Arțis, de pe la Nepropetros, veneau pe jos acasă. Colegi de clasă. Mm -hmm. Și de asta mă îngrozea pe mine armata, de dovcina chestii și subordonarea asta. Că am făcut vreo pregătire militară o săptămână în clasa 9 și după aceea două săptămâni în clasa 11 -a, și era insuportabil. Era Eu eram în spirit de, de artist liber și acolo nu punea să ne tărâm pe, pe brânci. să... Dar am fost la poligon, la Bălți, am tras din Kalașnic, cred că ne-au dat gloanțe din astea care se duc așa, strâmb, nu nu A. direct, că n-am nimerit niciunul. Și eram bun țântat ți țin minte cu vozdușca, cu aia pneumatică, că nimeriam bine. Uh -huh. Cu aceea de pe poligoni Dar plecat? Din sat? Și am venit la Chișinău. A, am înțeles, În La un cumva sau... Nu puteam, că am ratat de două ori admiterea la jurnalism. Uh -huh. Și atunci m-am dus pe șantier pentru că am auzit la radio că se face serviciu de alternativă, l-a inventat Snegur, atunci pentru cei care nu vor armată. și Dar ce înseamnă alternativă? Acum se numește serviciu civil. Am înțeles. Dacă pe motive religioase sau pacifiste nu pot să uh -huh. ții arma în mână, atunci poți să renunți la armată și să faci același termen, să plătești un sfert din salariul la stat. Dar trebuie să faci munci social utile. Eu am făcut un an pe șantier, am lucrat, dar în alt an am intrat la facultate și lucram la televiziune. Deci cumva am trișat și am păcălit Într statul. Într-un statutul ăsta de pacifist, da? Și eu am Cum invocat va? motive pacifiste, mama era deranjată, de ce n-am invocat motive religioase, dar după aceea am aflat că nu poți doar pe motive, că ești creștin, botezat, să invoci. Uh -huh. Trebuie să fii protestant, baptist sau se pare că doar al lui Jehova. Sunt anumite religii care mm -hmm. chiar e interzis prin statuță și ei îți dau certificat că ești la ei practicant. Dar eu eram de pe atunci ateu necredincios și nu puteam să invoc chestia asta. Am invocat pacifismul și a rămas pacifist de atunci. Promovez pacifismul. Mai greu acum pe timp de război să rămâi pacifist. Trebuie să ții partea cuiva și să fii gata chiar să iei arma în mână. Bine, n-am făcut armata, nu știu să țin arma în mână, dar ajut cum pot. Iată, de nou luni, slagară. La București ajung refugiați, persoane refugiate. Opa, interesant mm -hmm. chestie. A, tu la gara la care, la feroviață. Gara de nord București. Aha. Și mm. Ce... acolo e principalul centru unde aduc și autobuze, și trenuri vin de la Gala, de la Suceava. Și în la continuare Iar. vin? Da. Da, de când în octombrie au început să bombardeze, a venit un nou val. Acum când se răcește și nu mai au unde să stea, vin și se bucură că îi primim măcar într-o sală sportivă să poate face un duș cald. Da, Dar tu acolo cumva, câți oameni sunt tu? cu Ce te ocupi acolo? Este foarte interesant chestia asta. La București fac încă un masterat. Uh -huh. Știință politice la SNSPA și fac studii rome. Mă specializez pe protejarea mai ales a romilor. Mi se pare o categorie foarte importantă. Aici la Chișinău am crezut că mai importantă decât romii sunt persoanele LGBT. Am devenit uh -huh. membru în gender docăm. După aceea au apărut niște conflicte cu ei pe motive de netransparență și suspiciune de corupție și eu în semn de protest mi am dat demisia din bord, iar ei în semn de protest m-au dat afară din, din organizație la București am descoperit o problemă mai importantă și mai Romi crezi că e problema da, acolo, da? da? da. Nu e doar Ați acolo, discriminat? e în toată Europa, da. Normal că sunt discriminați, da. Dar nu-ți pare că discriminați pentru că au și un comportament foarte, foarte vulgar și agresiv? Pentru că eu când m-am mutat în București, era în 2019, pentru toamnă, primul lucru major când eu am înțeles că eu nu sunt Moldova, asta a fost un scandal foarte mare în care 30 sau 50 de romi s-au bătut cu săbiile în centru, într-un cerc acolo, foarte mare. Într-o intersecție tare mare din București s-au tăiat cu săbiile și cu variante. Erau două clanuri. Eu am înțeles că e periculos orașul și în general e cu totul, nu e și Chișinău. în Chișinău șeva n-am văzut niciodată. Da, aici nu se bat la discoteci cu tot ce vrei și să o moară în, și romi și neromi, adică dacă aia te bate, dacă ești sărac, e responsabil, te bați. Uh -huh. Că se întâmplă să fie un grup de romi, nu poți să generalizezi, să zici că ei, toți romii și romele sunt astfel, pentru că asta e prima greșeală a rasiștilor, a celor uh -huh. care discriminează. Uh -huh generalizează, Judecă după câteva cazuri sau incidentul celălalt de la București uh -huh, cu 30 uh -huh. de participanți și deduci că toți sunt așa. Uh -huh. Când nici măcar nu ai luat la buletin și la pedigree să vezi toți cei 30, dacă sunt romi, s-ar putea doar jumătate dintre ei să fie fost romi. Uh -huh. Și oricum asta e irelevant pentru că ei se băteau pentru că cum am zis, să certați cu să certați între ei și cel mai probabil lăsați astfel pentru că săraci iar săraci romii sunt pentru că au fost 5 secole, jumătate de mileniu, robi Uhum. iar după aceea când au fost dezrobiți la mijlocul secolului 19 nu au fost ajutați niciun fel să, să se integreze și aveți aminte cum ai ieșit tu din casă și te-a ajutat familia rudele și poziția socială pe care o aveai pe când dacă ieși din mizerie ai, ai, ai avut o singură pereche de încălțăminte la toată familia și de asta nu te-ai dus la școală și nu ai deloc cunoștințe și nu te poți integra pe piața muncii pentru că ai muncele, uh, da, azi, de acord locurile cele mai prost plătite ești condamnat la discriminare. E un cerc vicios al sărăciei din care nu poți să ieși decât cu educație și cu măsuri afirmative pozitive. De asta e bine că și Republica Moldova și România de locuri de studii pentru romi, chiar dacă nu ai media, adică nu se ia după media generală, ci ești propulsat, ești promovat, ești ajutat să, să înveți mai mult. Chiar dacă n-ai reușit la bun început. Și tu vrei să spui că în Moldova cumva romii sunt susținuți mai activ decât în România? Este diferență în cum susținem. Republica ajută. Moldova, paradoxal, dar are, probabil din cauza presiunilor europene și din cauza impactului mai mic al forțelor conservatoare, mai ales Biserica, are cadrul legal mai progresist uh -huh. decât în România. Pe când acolo conservatorii au blocat. România, și avem multe probleme. Nu doar legea despre mitinguri, despre întruniri, dar iată și despre integrare. Dar legea despre despre nomenclatură? Legea 26 din 2008 e cea mai bună din Europa cu privire la, la întruniri. Am fost la un stagiu în Polonia, la Varșovia, și uh -huh. am făcut o cercetare, am făcut trei proteste în două săptămâni și am constatat că legea noastră, făcută. Sub presiune europeană, pe timpul comuniștilor în 2008, și pe care Voronin a promulgat-o abia în ultima zi posibilă, acceptabilă, în 22 aprilie 2008, ca esenție cea mai bună, uh -huh. cea mai apropiată de spiritul european, care zice că dacă vrei să faci un protest pașnic, el e legal. Poți să-l faci oricând, oriunde. Și Republica Moldova poți să-l faci până la 50 de oameni, fără măcar să notifici autoritățile. Și oricum ești. Cumva obligat să doar anunțe autoritățile, nu se cere aprobare, permisiune, cum se întâmplă în alte țări. Și România rămâne în urmă. Legele lor modificate, strâmbe și foarte prost înțelese de poliție, de primărie. Am o grămadă de amenzi pentru care România de grabă va răspunde la CEDO. Și acolo deja m-am să. se același plan, da? Dar nu planific. Deja să situația avansată cu două dosare pentru uh -huh. abuzuri polițienești. Tu lupți acum, în momentul dat, tu lupți cu poliția da? pentru faptul că nu cumva Oricine, asta e, luptă, de nu? De exemplu, am făcut protest la primăriei sector 6 pentru că am văzut svastici prin sector uh -huh. și am scris petiții și nu mi-a răspuns nici primarul Mutu psd nici primarul liberal Ciucu. Uh -huh. Și atunci m-am dus să pre protestez la ei. Și ce crezi? În loc să trimit un sol, să întrebe ce vrei, să promită că o să-mi răspundă, a trimis poliția locală și m-a amendat. Pentru un protest solitar, deci legal, pașnic, deci legal, în fața unei instituții publice și în legea lor scrie că acolo nici măcar nu trebuie notificare. Iar eu l-aveam notificat la primărie. M-am amendat. Și mă judec. Acum prima instanță a anulat amenda Să vedem ce o să zică tribunalul. Dacă nu, mă duc la ce? Sfastică înseamnă că în e sectorul 6... E un simbol interzis prin da? lege. Da, da. Și în sectorul 5, la Piedoni, am protestat. Acolo măcar n-au reacționat, măcar nu m-au amendat. Și am făcut o plângere penală, s-a deschis dosar penal, după aceea l-au clasat, am mers în instanță și acum l-au reactivat. S-a cu piedonii închis pentru corupție, dar acum are un dosar activ și pentru, cum să zice, lipsă de, acti de acțiune, depășirea atribuțiilor, ceva de felul mm -hmm. ăsta, neexecutarea atribuțiilor de serviciu, că le-am spus de atâtea ori că sunt sfațe le-am dat și adresele și n-au făcut nimic, și acum... Asta înseamnă că formează niște comunități pe acolo? Sau cine ar avea interes să publice așa semne? Adică Eu să cred că sunt niște adolescenți teribiliști. Uh -huh. Probabil din ăștia ultrași fani fotbal, că cărora le se pare că e cool să fii nazi, să fii uh -huh. hater și tot așa. Dar autoritățile au obligație să-i oprească pe ăștia și când publică mesaje antisemite sau antirome sau antighei și când publică doar simbolul ăsta care simbolizează un regim nedemocratic, totalitar, care a dus la Holocaust. În mine se formează impresia că tu știi foarte bine cum funcționează statul și cum să-l îndoi mm. în patru... <laughs> Da, sunt anumite aspecte, de exemplu, cu libertatea de întrunire, cu libertatea de exprimare, la care mă pricep pot să zic că sunt expert și maestru. Pentru că am demonstrat aici în Republica Moldova și am ajuns să câștig în câteva dosare la CEDO. Tu toate le câștigat sau sunt care nu le ai nu, câștigat sau am pe care le-am ratat. Iată, și în România uh -huh. am primit refuz pentru că am fost prost și n-am trimis un document. Adică uh -huh. atât de irresponsabil de ignorant am fost încât n-am trimis documentul ca să demonstrez că m-am încadrat în cele șase luni în cât uh -huh. termen de prescripție. Și ei nu mi-au cerut documentul. Ia vezi că asta lepsește. Pur și simplu au respins. Și era un, un dosar atât de bun, așa de tare, îmi pare rău, da. Dar, dar asta cum e? se formează prejudiciul? Iată, de exemplu, când statul e că tu câștigi da? Un, un careva proces, la CEDOC, statul, tu la CEDOC ajungi atunci când statul te refuză în toate instanțele, da. corect? Da. Sau nu te refuză, sau nu văd sens în a dezvolta dosarul. da, se întâmplă și mm -hmm. așa. Tu ajungi acolo la CEDOC, pe CEDOC cum se formează te prejudiciile astea? Ce se ia în calcul? Timpul tău, cum cum se formează suma eventual finală și tipul avocatului, a apărătorului, dacă te-a apărat un Toate, avocat un apărător, dacă, dacă ai, ai fost, plătit singur, tu, da, da tale și către avocat, dovezi, uh -huh. ta. uh -huh. eventual cheltuieli dacă ai avut, ai primit o amendă, dacă ai avut cheltuieli cu corespondența uh -huh. sau un deplasare și tot așa. Um, și se calculează venitul din țara ce, cât de grav a fost pentru tine încălcarea de drept. Uh -huh. Și de asta se dă, în unele țări se dau sume mai mari, în Norvegia, eventual, care are putere de cumpărare foarte mare, atunci sumele pe care le plătește statul sunt mai mari. În Republica Moldova sunt mai mici. Pentru ani de închisoare, de exemplu, sau pentru maltratare, pentru omor, uh -huh. se dau câteva mii de euro pe când în Norvegia milioane. Pentru că Am acolo înțeleg. e capacitatea, puterea de cumpărare e mai mare. Tu ai spus așa o frază interesantă și asta cred că e subiectul care ni tare ar fi... Eu anume, consider că cu tine și trebuie discutat. Libera exprimare. Tu ai zis că ești aici cumva, te consideri foarte, cu experiență multă. Pe, ce înseamnă libera exprimare? Când, pe, 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 pe mine mă interesează în felul următor. Uh, unde este linia aia în care libera mea exprimare deja devine dezinformare sau în general pericol pentru public? Linia aceea nu e așa. Ea e așa care nu se vede și se negociază tot timpul. E, e de între dreptul meu și dreptul tău de a nu fi păcălit, de a nu fi dezinformat e în mereu fluctuantă linia asta. Adică și în măsura pentru... în care tu accepti, de exact, exemplu, poziția până mea. Da? Până, până întâlnesc o ta și atunci se negociază. Dacă am ajuns uh -huh. în instanță, aici se, se află cine uh -huh. era mai vulnerabil, cine instanță. a fost mai agresiv. Până ajunge în instanță există metode de mediere sau polemici, discuții. Am înțeles. Pentru deci asta că... există libertatea de exprimare ca punctul tău de vedere, argumentele tale, să le pui în balanță cu alții, cineva într-o uh -huh. polemică, într-o uh -huh. discuție sau într-un dialog. Uh -huh sau citind cărți, privind filme și comparând concepția ta despre viață, despre anumite chestii, comparându-le cu ale personajelor de acolo, să dai seama cât cântărește concepția ta. Pentru asta există comunicare. Este un caz interesant de că aș vrea chiar să -l, poate să -l, în baza cazului dat, eu vreau să înțeleg un lucru. Era în toamna asta, cred că uh, era gay parad în Chișinău, da? lgbt -ul sau lgbtq nu știu cum e corect. Nu, parada se face de regulă în mai, pe 17 în mai, mai e ziua. Da nu când... contează, nu contează, oricum. Pride a fost recent. Era o sărbătoare pride în mai. Ce? Dar okay. poate okay. s-a făcut al la altă dată din motive de război, nu, din, din mod, motive poate, de pandemie, dar poate s-a trecut la altă mult dată. Nu timp și poate, eu nu mai îmi țin da. minte. Bine, în momentul care că în momentul în care s-a anunțat ziua asta, Dragoș Galbor publicase o postare care i-a fost blocat, în care el a publicat bărbat, femeie, copil sub o umbrelă de pride, tipa de șapte culori. Și au spus că eu sunt pro pro familii tradiționale sau mă rog, da, tradiționale, la care eu sărit în cap și i-au blocat postarea. Acum, momentul ăsta, nu devine promovarea LGBT-ului un cult în care se devalorizează altă? Deci, Dragoș, nu are dreptul la libera exprimare la fel? De ce tot să sar în cap și îl blochează? Dacă în exprimarea ta neci dreptul la existență unei categorii sociale, exprimarea ta e toxică, e periculoasă, și poate să ducă la crime de ură, nu doar vorbe uh -huh. de ură, incitare uh -huh. la discriminare sau despreț. De la desprețul ăsta poate să ajungă la holocaust, poate să uh -huh. ajungă la masacre, poate să ajungă la cum se întâmplă în Statele Unite, recent a fost a intrat unul cu pistolul într-un gay bar și a împușcat oameni. Uh -huh. Pentru că omul nu se controlează, nu știe cât e de grav chestia asta. A văzut pe Gal, Draguș Galbur sau pe unul ca el care își arată disprețul față de categorie. De asta și crede că aceia nu sunt oameni sau nu au destule de drepturi ca să fie protejați. se duce și îi împușcă sau îi bate sau îi amenință. Și asta e la fel de grav. De asta trebuie După asta oprit e dispreț? din e timp... Dar asta e dispreț? Pentru că eu spune că el e pro familie tradiționale, adică el e altă latură cumva. Există, hai, ok, există gay, nu am nimic contra lor, există, dar el spune că el apreciază familiile tra tradiționale. În momentul dat, bine, însă și imaginea că e umbrelă și se apără de culori, cred că asta e spune ca și ca un pic, ar arăta da? un pericol, da, și da. cum a stigmatizat categoria. Ce e Că e pericol și eu trebuie să mă protejez de am ei. Înțelege. Dar oamenii ce nu sunt pericol, oamenii cei ies chiar între ei, s-ar putea chiar Dragos galbur să fie gay. Nu, el nu știu. Nu se știe, da, deci poate nici el nu știe, nu-și dă seama. Simte repulse față uh -huh. de femei, dar nu poate să își refulează și ascunde chestia asta și de asta cel mai des se întâmplă așa. Cei uh -huh. mai activi homofobi Ascund în ei homosexualitatea. Și A, arată pe alții cu degetul, ca să nu fie ei arătați cu degetul. Și da, mi -e mi-e milă de oameni ăștia, mi mie 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 de ei. Dar el e un homofob notoriu și o face asta des. Ori o face din interes politic, acum iată lansat și un partid uh -huh, uh -huh. Ori o face cum am zis că ascunde ceva. Ori e atât de irresponsabil încât ajunge să urască niște oameni pentru ce s-au născut, pentru ce nu pot schimba. Și asta e înseamnă prostie responsabilitate. Mă mir cum a ajuns să-l ia de fin un europarlamentar, dacă știi, Toma. Nu, nu știu eu. De mult. Eu îl urmăresc personali. de mult pe, pe, pe dragul, chiar dacă m-a blocat pe Facebook, dar știu mm -hmm. de mult ce mm -hmm. face și e înfiorător. Și ca el mai sunt. Dacă îți amintești acum cât vreo 8, vreo 10 ani a fost procesul împotriva privesc eu, tot legat de LGBT, pentru că pe chatul lor, în timpul unei transmisiuni live de la o conferință uh -huh. a șefului gender Docam, se făceau glume remași despre chiloței lui chestii și eu am intrat și le-am zis, băi, asta e homofobie. Și s-au luat de mine și m-au înjurat. Și atunci eu am le-am cerut lor administrației privesc .eu, să penalizeze și să șteargă chatul celălalt și nu l-au șters și atunci am dat în judecată și a fost celebrul proces bregă contra privesc .eu, pe care l-au pierdut și au trebuit să îmi plătească despăgubiri pentru că încitau la ură și mai ales amenințau cu violența la adresa mea, sub protecția anonimatului și sub incitarea unui admin de pe chatul lor. Uh, și a trebuit să-și ceară scuze, dar au fost atât de șmecher și de nesimțiți încât au pus scuzele timp de 5 minute. După aceea, au scos scuzele de pe site și chat-ul a rămas până azi. Probabil și acum este disponibil. Ca să vedeți că de irresponsabili sunt cei de la Preves.eu, de ce de atunci nu mai colaborez cu ei deloc și chiar dacă unii par dezghețați, dar. Deci, ideea, uh, acum o să rezum, uh, fac un rezumat. Eu, ca să mă exprim și să fie acceptat poziția mea, trebuie să ne exprim liber poziția, chiar dacă sunt contra gayilor să spunem, da? Dar trebuie să contra mă exprim... Contra în ce fel? Nu, nu contra, în paralel, în paralel, să zicem. Da, da, dacă exact. Dacă ești împotriva existenței lor, ești periculos, ești da. homofob și... Eu nu trebuie să divulg sau să, divulg, să comunic informații care ar pune în pericol existența lor, da? În rest, dar cum asta se măsoară? De exemplu, eu am dreptul să spun că Hai să spunem -mi că mie nu-mi place toată mișcarea asta de, de gay, adică însăși că ei își promovează prezența asta lor în societate. o judecată societate. de valoare, e părerea ta despre gay. O judecată de valoare. Uh -huh. Dacă îmi zici că ei sunt pericol, că nu vreau uh -huh. să vadă copiii mei și tot așa, Asta e o stigmatizare discriminare, a oamenilor da? și poate duce la discriminare pentru că lumea care vede poate să înțeleagă că ei sunt ilegal, că ei mm -hmm. sunt nesănătoși și că trebuie protejat copilul tău de asta. Dar, poate copilul tău e gay și trebuie să protejezi de homofobia ta mai degrabă, mm -hmm. pentru că o să ajungă copilul să se urască pe sine și să te urască pe tine, pentru că nu i -ai spus că e normală homosexualitatea, de exemplu, ca o formă normală de sexualitate. Am înțeles. Deci dacă eu îmi prezint o părere de mea, ar fi nice să dau și argumente, exemple, da? Cumva. Ok, da, da, normal, ca să fii mai convingător. Da. Ca altfel, dacă zici doar părerea mea că sunteți toți proști, o să te ia de neserios, că nu argumentez. vreau, să, vreau să înțeleg până unde eu am limite, că cum se negocează, pentru că în social media, asta e un fenomen nou ultimii 10 ani, cumva, social media foarte tare, deci cum eu pot să numesc asta? au ajuns să proști să aibă acces la și să comunice, înțelegi? Dacă era cândva televiziune și radio care controla sau redacții care controlau, erau politici editoriale, acum practic orice om poate deveni influencer, orice opinie nepopulară poate fi foarte populară și trend și hype și se formează multi, multi, multi microcomunități sau chiar mișcări mai mari în care chiar fie au dreptate, fie nu au dreptate liderii lor, influencerii ei sunt contra cuiva și gata asta, asta e, deci sunt mișcări din astea. Întrebarea mea cum cum, vreau, cum pot eu să-mi să exprim deci hai să zicem alt cu grijă exemplu. și cu responsabilitate important e să ai în vedere că libertatea de exprimare nu e un drept absolut, ci e unul limitat uh -huh. și că cuvântul poți să și omori și să rănești. Deci dacă o faci cu responsabilitate și cu grijă, exprimă-te cât de curajos poți la început și eu susțineam libertatea de exprimare uh -huh. nelimitată, până când am înțeles că poate fi foarte gravă. Încă pe timpul când făceam emisiunea Hyde Park la Antena C. Dar cum ai înțeles tu că poate fi gravă anume libera exprimare fără limite sau un exces cumva? C când nu a fost structură? Vreau să înțeleg, că vreau și eu singur să înțeleg cum e, unii limita asta. Eu dacă spun că. E că. Mi-am explicat. Mi-au explicat oamenii. Uh -huh. Atunci când m-au dat în judecată, când s-au plâns comuniștii la procuratură și uh, sis a ascultat emisiunea mea timp de 9 luni și a făcut câteva tomuri de transcrieri de uh -huh. emisiune, atunci mă încrâncenam și apăram și credeam că am dreptate după aceea l-au chemat pe domnul Bunduchi la redacție, nu la redacție, la procuratură că el era șeful redacției Antena ce m-au chemat și pe mine și m-au audiat au trimis dosarul la CCA și au închis emisiunea, după aceea m-am documentat am vorbit cu oameni care vorbeau, de, știau, argumentau despre limitele libertății de exprimare și mi-am dat seama că parțial aveau dreptate, cei care spuneau că emisiunea mea e periculoasă Mm -hmm. e adevărat că impactul era mic era după miezul nopții șase ore după miezul nopții, cine ascultă la un post de radio municipal nu foarte multă lume, dar era destul de popular și acolo se adănau tot felul de personaje chiar extremiste Hater. Uh -huh. da, care da, urau extremist. regimul comunist, care urau, ur, eu știu, pe mm -hmm. ruși și uneori ora asta trebuia să o opresc trebuia să o moderez, deci atunci când n-am oprit chestia asta, am greșit Asta Dar e am vorba? înțeles asta abia mult după ce mi-au închis uh -huh. emisiunea. E vorba despre emisiunea aia în care uh, comenta, sunau oamenii cu privire la gender, la, la... la LGBT și nu, își expuneau nu? Despre LGBT sau nu? cred că nu s-a vorbit niciodată. În trei ani cât a fost emisiunea uh -huh. aceea, câte trei nopți pe săptămână, atunci era guvernare comunistă și se vorbea despre comuniști, am se înțeleg. vorbea despre ruși, despre ocupanți, despre unire și era o temă tabu și eu o încurajam ok, înțeles, dar e că uite eu consider că tu ai făcut, tu ai creat un context în care multă lume închisă la cap, de exemplu sau la anumite viziuni O venit în oala asta și au început a fierbe prin discuții asta nu, din punctul de vedere nu este educație eu consider că anume așa se educă oamenii, chiar dacă e, e, minunat, e mai extremist dar trebuia și eu la emisiune și după aceea alții când făceau astfel de emisiuni, Morala? să le spună despre responsabilitate înțeles. că libertatea de exprimare Poate să ducă la excese, uh -huh. poate să ducă la incitare la ură, la violență, la calomnie și tot așa. Deci despre riscuri nu am vorbit nici eu în emisiune. Decât uneori simțeam că veneam de la București, veneam din lume civilizată, simțeam câte ceva. Dar educație nu prea am avut despre asta. Nu mi s-a vorbit nici la facultate de film, nici la ce cursuri am mai făcut eu. Numai ce am simțit. Când am început să mă documentez, mm -hmm. am aflat că erau limite la care trebuia să impun eu. Mm -hmm. e ca dacă nii moldovenii care privesc podcastul îmi spun grăiește băi, omenește română curată că tu moldovenească asta. Asta e discriminare sau nu? Da, nu pot să impui pe nimeni și eu chiar mă împotrivesc că Uniformizării exprimării. Acolo, uh -huh. la București, insist să vorbesc cu accentul meu moldovenesc, chiar dacă, din motivul ăsta, n-au vrut să mai ia la o televiziune la Cluj. Am fost în ianuarie anul trecut uh -huh. la concurs de angajare. M-au pus să dau probă și le-au zis că accentul ăsta nu se scoate nici în 2 ani, cu efort. Dar eu efort n-aveam de gând să fac și nu uh -huh. m-au luat. A rămas fără lucru. Acum lucrez la o fundație cu romii și romii n-au pretenții la accentul meu. <laughs> <laughs> deci, consider că e discriminare. Deci, asta e cumva. Uh... Bun. Să mai caut întrebări despre limitele anumite. Eu am observat așa o chestie. În comunicare, mulți moldovieni, analizând comentarii, că eu analizez online în mare parte, au mulți păreri, puține argumente și, și graf pentru mine, tare puține întrebări. Oamenii nu pun întrebări, oamenii afirmă și gata, atât e tot. Eu am afirmat că așa cred eu. Mai mare pericol decât oamenii ăștia inocenți, naivi și fără experiență de exprimare publică sunt cei rău intenționați. trolii uh -huh. care sunt plătiți să bage strâmbe și ură și să incite și să provoace. Da, de cor, Și ăștia deci. vin cel mai des din Est, de uh -huh. la Kremlin, sau din Vest, de la grupuri conservatoare, QAnon americane și tot așa, religioase. Uh -huh. Și ăștia sunt pericol mai mare decât oamenii inocenți, ignoranți. Mi se pare. Eu sunt de acord. Acolo și plătit tot. Dar pe de Și tot. se face cu, cu bună știință. Știu ce butoane să apese ca să stârnească ură. Și pe ăștia, când îi depistez și îmi dau seama că e troll și nu e un om naiv, uh -huh. îl blochez. Da. Ca să nu se exprime măcar pe gardul meu, că gardul meu e destul de vizibil. Uh -huh. Uh -huh. Și de am, acord cu am, blochez cam în fiecare săptămână câte unul Facebook care se lipește. Da? Și pe YouTube și pe Facebook. Uh -huh. Da. Twitter nu prea sunt de ăștia. Eu pe Twitter nici nu prea stau. Și stau. pe alte rețele rusești nici nu stau eu. Mm -hmm. Când am văzut pe e cât de primitivă e treaba, am plecat de acolo. Mai ales când am văzut că își face cineva cont cu numele meu și eu nu pot să obțin închiderea contului celui, am zis, băi, tată, la revedere. Și de atunci știe toată lumea că eu pe odnoclas nici nu sunt. Mm -hmm. Problema e acum ca cei de pe odnoclasnici primitivi. Sper că au evoluat puțin, dar au venit pe Facebook. Uhum, și îi da. găsești aici și pe YouTube. Da, este tema asta, este. Așa. Um... Sau pe Instagram acum. Da, pe TikTok sunt mulți, cu live-uri și cu... Eu nu sunt acolo, eu nu sunt acolo, nu pe Acolo poți să obții multă vizibilitate. Da, și cu live-urile astea e periculos. Maria Olar, univers Vasile Costiu care excese. Alții mai sunt din astea... Locale, la nivel de sat, sunt personaje care fac live și se bagă în, uh -huh. în wc în bucătărie, în gură, în suflet și te înjură, te calumniează, te provoacă. Inadmisibil. Îmi pare rău că am fost cu unii dintre ei alături. Maria la învolare a fost și membru în Hyde Park și puteam să o opresc să zic atunci, dar dacă uh -huh. e insubordonabilă... A, uite, revenind la ideea cu trolei cu rea intenție care comentează că e periculos. Eu am așa o poziție, de exemplu, hai să spunem așa, că să nu mergem de parc sunt multe organizații, dar de exemplu, același Pride sau care că eu nici nu știu cum se numește organizația care reprezintă sunt mai multe ONG-uri, sunt mai multe ONG-uri. Cel mai important uh -huh. și primul care s-a fondat în Republica Moldova e GenderDoc, uh -huh. în România e Accept. Uh -huh. Dar în România chiar e concurență, sunt și la nivel local. Pe când aici, cred că mai e unul la Teraspol, mai e unul la Bălți și mai uh -huh. sunt ONG-uri ca Amnesty, de exemplu, care apără în general drepturile omului și se preocupă și de drepturile LGBT. Păi nu-ți pare că ei tot sunt un pic periculoși? Tu ai fost președinte acolo, da? Nu, n-am fost perioadă, președinte, am fost membru în bord. Okay. Uh -huh. Deci ei și tot vin pe bani străini, fix catrolei care-ți plătiți pentru asta. Vin într-o societate și încep a pulsa o idee. Și timp de 10 ani, ideea asta începe a genera tot mai mult. Jumătate din bugetul Republicii Moldova e făcut din remitențe, adică din bani trimiși din străinătate. Ce uh -huh. periculos aici să vorbești despre pericolul banilor străini? Uh -huh. Sunt anumite domenii în care e limitat prin lege. În politică n-ai voie să vii cu bani străini, în presă se pare că e limitat, nu prea poți să vii uh -huh. cu bani străini. Dar altfel, ONG-urile cam toate sunt întreținute din bani străini, de la da. Fundația Soros, de la, ne amintesc, Hyde Park permise, de la ambasada Norvegiei, de la ambasada americană. Pentru că nu există alte posibilități. Suntem cea mai, sau printre cele mai sărate uh -huh. societăți și populația nu și permite să sponsorizeze, chiar dacă s-a făcut lege, se pare, cu cele 2% din impozite uh -huh. să le uh -huh. virezi spre un ONG. Guvernul nu prea are programe de subvenționare, de susținere a proiectelor, și de aceea ONG-urile sunt nevoite să supraviețuiască. Dar ele sunt necesare într-o societate democratică. Pentru că uite ce se întâmplă în Ungaria, de exemplu, țară europeană, dar în care societatea civilă a fost cam limitată, gătuită. Sau ce se întâmplă în Federația Rusă, în Belarus, uh -huh. unde mai că nu mai există. Toți au plecat sau stau la închisoare. Acolo nu există democrație, acolo nu există o contrabalanță a factorilor de decizie politică, guvernul, parlamentului uh -huh. și sistemului judecătoresc. Cum e puterea patra, presa, foarte importantă și trebuie să aibă independență de decizie, tot așa și societatea civilă, ONG-urile. Presa uneori e o cotită parte din societatea civilă. Uneori și partidele, mai ales dacă sunt din opoziție sau sunt extraparlamentare, tot sunt considerate parte din societatea civilă sunt forme de organizare a oamenilor voluntar care vrea să schimbe ceva în țară. Am în societate. Eu mă întreb în ce măsură un om sau alți oameni ar fi ok să dea bani pentru, de exemplu, prosperitatea altei țări sau altei culturi. Deci fondurile astea cum se formează. Eu înțeleg că există așa e concept ca filantropie, da? Nu, sunt oameni care de la sine dau bani. Dar eu cât am comunicat cu oameni bogați, eu n-am prea văzut ei să fie atât de darnici la bani, cumva. Să atunci spun, la diferiți, mine stă întrebarea da. asta cu ong urile Da, ei iau bani, promovează anumite lucruri, dar în ce măsură, cum trebuie să returneze ei banii ăștia? Că bani gratuit nimeni nu dă. Pur și simplu, nați și unii se dă fără nicio condiție și se ajunge la deturnare de fonduri sau folosire în scopuri negative. De aceea magnați ca Soros și-au uh -huh. făcut fundații care să gestioneze acei bani, uh -huh. acele uh -huh. granturi, să monitorizeze cum se dau și să ales oameni experți care să priceapă cui se dea, să nu dea oricui, să nu ajungă banii cei să fie folosiți pentru mașini uh -huh. scumpe sau pentru arme sau pentru uh -huh. droguri. Înțeleg. Dar să vorbim despre protejarea unui stat, acum, în timp de globalizare, protejarea statului, a societății de, de bani externi, în condițiile în care Statele Unite are trilioane de datorii externe, cam toate statele în lume au datorii externe, mi se pare nepotrivit. Uh -huh. Banii circulă, cripto, moneda deja nici nu mai poți să ții în mână, dar ea există și poți să cumperi cu ea orice. Unele state chiar o, o recunosc. Ok. Valuta foarte, dolarul, iată, crește pentru că e folosit oriunde, și în țările falite, și în țările prospere. Deci, nu cred că trebuie să ne temem de bani care vin de la, de la filantropi. Eu îmi pun întrebări pur și simplu, și caut răspunsuri. N-aș spune că eu cumva sunt contra, dar totodată nu găsesc. mi îmi pare cumva. Deci, sunt extreme. Da? Eu nu știu, e ok să fie că în democrații extreme care să caut, asta poate fi o formă de a căuta numitor comun, corect? Pentru că este o parte, că dacă revenim la exemplu cu uh, uh, parada, gay parada și cu reacția lui Dragoș Galbur, asta, deci, este un eveniment și îl reacționează, asta sunt două extreme, practic, într-o societate, da? Într-o oarecare măsură și Dragoș a reacționat un pic extremist, și chestia asta că societatea e contra și să știi foarte bine că se începe foarte multă bubuie, mai în scurt. Tot e o extremă. Nu se face cât de cât normal ca tot să fie aranjat. aș lărgi noțiunea de normalitate și aș include și marșurile gay uh -huh, uh -huh. ca o formă de exprimare pașnică, legală. Toată lumea are dreptul să se exprime, să se asocieze. Uh -huh. De ce n-ar avea dreptul și persoanele LGBT? Mai ales că la marșurile gay ies și persoane non-LGBT, cum uh -huh. mă duc eu și la București și la unde am mai fost? La Belgrad, unde era mm -hmm. să în Bătaie și la Chișinău de multe ori am participat. Deci să includem în normalitate și marșurile și opoziția. Dacă mm -hmm. se întâmplă pașnic, atunci lasă să protesteze. La București nici măcar nu i permis prin lege să se întâmple contra manifestații simultană în același loc. De aceea e nouă dreaptă sau cine mai e contra, biserica și, și alții naționaliști, mm -hmm. fac o zi mai devreme sau de dimineață pe alt traseu, pe altă stradă. Minunat, extraordinar. Și se vede că la ei au rămas câteva sute, la marșul Pride în București se adună câteva mii deja de oameni, plin Bulevardul, ca la Amsterdam sau în alte capitale europene. Ceea ce mi se pare minunat. Interesant. Dar ar fi ok să faci parada gen familiilor tradiționale? Păi și se întâmplă, este congresul familiilor și tot felul de... Dar nu văd de ce ai mai face o paradă dacă defilează cu tradiționalismul și cu familia hetero. Uh -huh. Toată lumea, dacă ești hetero, poți să te săruți pe stradă, să te ții de mână, poți să faci nuntă, să chiui în gura mare, poți să te duci la biserică. Deci, asta e paradă, nu? Nu ieși și te laud uh -huh. și te bucuri cu asta. Da, este. Pe când dacă ești gay, nu prea ai voie, sau bisexual, sau dacă da, ești da, transgen, da. nu prea ai curajul să ieși, pentru că imediat te șicanează, te insultă, te amenință sau te bat. Cum se întâmplă foarte des. De asta trebuie oprit, de asta trebuie permis ca oamenii să se da. asocieze, să defileze, ca să ne obișnuim că asta e normal. Măcar o dată pe an, o zi pe an. Dar trebuie moldovenii să obișnuiască cu asta, pentru că mulți consideră că tradiția... Eu consider că asta e normalitate. Da tradiții, avem și de abate copiii, pentru că nu învață de abate nevasta când a făcut mâncare gustoasă. Și, și asta e tot nu e normal. Și asta e chiar ilegal. Uh -huh. Dacă ne luăm după cărțele cele vechi, s-ar putea să facem chestii penale care să ne bage în Trebuie să ne revizuim și tradițiile. Asta tot e o chestie, iată, părinții sau în relații, inclusiv bărbat, femei sau, nu știu, hai să vorbim de oricare relație, la noi mai mult prevalează bărbat, femei, dar mai mult m-ar interesa părinți, copii. Aici e libera exprimare. Cum tu o vezi? Deci copilul trebuie să asculte părinții până la 18 ani, inclusiv să supună. Știi, că, știi de ce întreb? Uite, eu, am observat, eu în ultimul timp, ultimii vreo 3 ani, comunic tare mult cu tinerii, 20-25 de ani. Dar eu am 34, da? Pentru mine asta e foarte greu, a fost inițial, dar eu acum mă împlu de la ei cu viziuni noi mai globalizate. Și eu văd în ei o frică mare, o neîncredere în sine. Dar Desăori la ei este problema influenței în exces a părinților, chiar și peste 18 ani. Deci, părinții se pun în cap copiilor manipulatoriu concret, da? Tu cum, cum vezi tu anume problema asta? Cum ai considerat tu că trebuie să procedeze tinerii, iată, 18-25 de ani, care sunt sub influența asta foarte mare de părinți? Și ei sunt contra și nu pot găsi comunicare, numitor comun. Eu mă tem că nu există o, o rețetă, dar mă tem că ți-ai găsit specialistul cel mai slab pregătit. Eu, uh, ca și acei copii, uh -huh. mă tem să cresc copii pentru că ei sunt diferiți. Poți să ai doi frați gemeni sau surori gemene uh -huh. și să aibă uh, temperament și fire diferită uh -huh. și trebuie abordare diferită pentru fiecare caz. De aceea nu m-am apucat să-mi fac copii pentru că eu nu știu să-i educ și mi se pare foarte responsabil momentul ăsta. De ce îi las pe alții să facă? Dar interacționez cu copii. Chiar la gara am voluntari refugiați din Ucraina de 16-17 ani. Una dintre ele prima dată mi-a zis ieri dedușca. Adică eu la, la aproape 50 de ani mie le par lor uh, bătrân, bunic. Nu știu dacă aș putea să-i fiu ei no, dedușca, nu dar dacă mai să ai de 95, așa de... La greu aș putea să-i fiu dedușca dar nu știu să dau sfaturi și mi se pare o chestie responsabilă educația. Și în familie, și în școli nu m-am făcut educator, nu m-am făcut părinte, pentru că mi se pare foarte responsabil. Dar cred, sunt convins că trebuie abordare individuală, pentru că sunt diferiți ca fire. Nota 2 este produs în studiourile din academii Vie. Cred că știți deja asta. Păi uite, Academiei Vie acum au lansat o super ofertă care conține patru webinarii. Cum treci frica de a face stories, ce și cum să discuți într-un live, cum găsești primii clienți pe freelance și cum să treci peste un fără a pierde curajul. 5 ore, 65 de subiecte și tot asta numai la 1,9 euro. Clic pe linkul din descriere și beneficiați de produsul ăsta. Este o ofertă limitată. Dar tot rămânem în zona de liberă exprimare și de comunicare între cetățeni. În ce măsură pot eu să mă apropii la un om în stradă și să-l cert pe el pentru că, de exemplu, aruncă jos hârtii sau chiștoași? Cu eu tot sunt omul care aruncă și uneori. Recunosc, da, eu fac râs în Chișinău. Dar iată, eu n-am văzut, eu în București m-am confruntat cu așa. Nii în București ni s-au apropiat oamenii și m-au certat, ne-au explicat, au avut răbdare, să comunice și asta, ne -mi pare, creează un impact super bun. Pentru că eu, după așa tipuri de comunicări, eu încep să înțeleg, stai, o că aici ești mai responsabil social. În și nou, nu văd așa ceva. În nu. cred că poți să iei bătaie. Uneori, dacă vii și te pui omului să-i explici ceva, cum trebuie să trăiască, sau de ce. Uh, cum asta de schimbat? De la coadă sau de la margine. Cum muți o grămadă de pietre dintr-un loc în altul? Câte una, câte una de la margine. Și eu simt Uh, incomoditate să deranjez omul. Uh -huh. Și eu sunt convins că aș putea să iau bătaie și o să iasă cu scandal, s-ar putea să mă scupe, cum mi s-a întâmplat de atâtea ori, mai ales uh -huh. când filmez. Uh, dar regret de fiecare dată când văd pe cineva că face ceva ilegal sau periculos, pentru el, pentru noi, pentru mediu, pentru copilul lui și nu-i spun chestia asta. Că mă grăbesc, sau mi se pare că e prea înalt, prea masiv, prea fioros, sau uh -huh. mi se pare că e prea sărac și vai de capul lui să-i mai spui de -a aruncat cheștocul sau că a trecut uh -huh. la roșu, mi se pare exagerat. Dar regret după aceea de fiecare dată că puteam să-i să creez, cum ai zis tu, o... un, contrast, cumva, un, da. un declanșator de, de civilizare. C Am auzit și de la oameni care au fost în Occident că acolo oamenii sunt mai dispuși să intervină și să impună regulile și legile uh -huh. Uh -huh. sociale. Și asta duce la respectarea regulilor. Pentru că unii ori se întâmplă chiar nu știi că e important asta. Nu știi că e ilegal să-l lași mașină pe locurile de parcare pentru persoane cu dizabilități. Te-ai uitat, ai uitat sau ai cumpărat permisul și nu știi ce semne acela. Dacă uh -huh. îți spune băi, vezi că acuși o să vină bunic-ta și nu o să aibă unde lăsa căruțul. Sau mie dacă îmi spunea cineva iată, era șeful adjunct al Comisiei de Etică al Uniunii Jurnaliștilor, șef de-al meu la radio Antena C dacă acela nu se -mi punea la vot să-mi închidă emisiunea, dar îmi spunea ce greșesc, dacă ar fi înțeles și el măcar chestia asta, uh -huh. aș fi făcut emisiunea mai bună și poate ar fi supraviețuit dar nici ei n-au înțeles, nici eu n-am înțeles, emisiunea a fost închisă și după aceea ne-am dat seama cam de ce, ce a fost greșit în ea deci de asta regret de fiecare dată când nu spun, eu știind informația, ex, având explicație de ce e bine să se uh -huh. respecte legea. Când nu intervin, să o fac, îmi pare rău și cred că trebuie să mai jertfez din timp, din comoditate și să impun, pentru că buchia legii pasă să rămână pe raft acolo, necitită de nimeni, nici de cei care au votat legea. Se întâmplă foarte des deputați să iasă din sala parlamentului, întrebați ce au votat și ei nu știu, dar au votat. Din interes de partid sau din comoditate, nici de cei care cer respectarea legii, polițiști, procurori, judecători, nici nu se uită în dosar, iau o decizie după ochi frumoși sau după cumva, uh -huh. și nici de oameni. Și în așa situație, pentru ce se mai face legea dacă nimeni nu știe și nu o respectă? Uneori legea e atât de strâmbă încât ea trebuie schimbată, dar nimeni nu știe, nu cere uh, schimbarea ei și legea rămâne aberantă, cum se, se întâmplă prin. Unii în presă găsim, în statul cu tare din America, e o lege care îți interzice să, nu știu, mm -hmm. să porți mască pe. Spui că pe mâță, mă ating. E o lege Dar dacă au făcut virale. lege, nimeni nu s-a împotrivit, nimeni n-a știut de existență. Ei a rămas în vigoare. Mm -hmm. uh, dar. Uh, Așa eu... funcționează democrația. Cu feedback, cu interacțiune, cu dezbatere. Yeah, dar feedback-ul mereu e incomod. Da. Dar noi e când îți spune partidul ce să faci, îți spune câți copii să ai, unde să, să intre la lucru și de unde să iasă la pensie. Da. Dar e plictisitor așa. Mie îmi place democrația. Eu cred că m-aș fi plictisit în Uniunea Sovietică dacă rămâneam. Nu, eu, din câte văd, după tradițiile noastre de comportament, nu e plictisitor pentru că ce faci? Faci chef. Nu, la noi mulți, hai la șașlâc, hai subiem, hai zi de cu mătri. Asta e o formă de emancipare și te public, îți arăți statutul social, îți arăți uh, capacitatea de a organiza un chef sau particip cu mătru care e persoană văzută în cartier sau în localitate. E o formă de exprimare, de manifestare. E una primitivă, dar deocamdată atât avem. Până acum era interzis. Acum avem voie. Cum găsești? Eu te ascult pe tine și încerc să înțeleg cum găsești forță să publici videouri, practic, regulat de mai ani. Eu am deschis YouTube-ul și văd până mult, deci 70 de mii de followeri, de abonați și 60 de milioane aproape de views au la tine, în total. Și câteva mii de clipuri, vreo 10-20 de da. mii de clipuri. Și tu regulat le publici. pe mine mă interesează tu practic ai intrat într-o rutină profesională. Pentru tine să-i scoți camera și să filmezi ceva, deja cumva nu cred că așa de greu decât la alții începători da, activiști. Da, da? știu, mi-am și eu cum îmi s-o un nod în gât, îmi tremura mâna când îi strigam, domn șofer, vă rog, dați muzica mai încet, uh -huh. luați telefonul de la ureche și aruncați țigara. Era frică, da? Puh, da cum, cum să e frică? nu? E, e, emoții foarte mari și chiar am fost agresat de câteva ori. Uhum. Astea erau primele mele videoactivisme, în marșrut, că la șoferi să scoată telefonul, să dau muzica mai încet, să arunce țigara. Uh, și erau emoții foarte mari, dar m-am călit. După primele 10 clipuri, îți vine pofta și puterea. Și acum fac pentru că am convingerea verificată periodic că fac bine și că e necesar. Chiar dacă unii zic, intru uneori în live pe, pe canalul meu, cum ai tu 70.000 de abonați și numai 15 să uită acum în live și după aceea clipul mai văd câteva sute? Asta e. E mare inflația, sunt foarte mulți vloggeri acum și oamenii se uită la cineva care scobiește în mm -hmm. nas sau în jur, amenință, mm -hmm. așa asta li se pare lor mai cool. Unii care simt sau simt, au educație, își dau seama că ce fac eu e necesar și continuă să mă urmărească, încă mai am patroni pe Patreon, încă mai Sunt mai oameni care te susțin, da? da. Nice. Deci, nice. simt că fac ce fac bine, cât timp nu am altă ocupație, na, în afară de masterat și jobul meu, mai fac și asta. Vezi că, dintr-o parte, cumva, eu cât am vorbit cu oameni, mai mulți așa, s-a format o părere, cred că am observat o părere publică vis a -vis de tine, că tu parcă ai fi omul care a intenționat caută scandalul. Da, omul și-al cu camera care strigă poliția sau nu mai știu, ceva de genul ăsta. Vreau să încerc, vreau să fac o, o să găsesc un numitor comun între, iată, poziția care ai luat-o tu de a educa societatea că tu vezi problemele astea și poziția omului ăla care absolut nu vrea să își pui nici măcar o întrebare vis-a-vis -vis de, de ce tu asta faci, vis-a-vis -vis de, de ce asta e important să-ți cunoști drepturile și cu atât mai mult și obligațiile. Cum ziceai despre oamenii de rând, ei se bucură că au ocazia, după o săptămână sau o lună de muncă, să facă odată un chef și să se bucure de viață? Eu am meserii care mă obligă. Sunt regizor, artist, sunt jurnalist, sunt activist civic, acum și politician, și sunt obligat să găsesc problemele ca să. Măcar pretind că contribui la rezolvarea lor. Uh -huh, deci uh -huh. sunt ca gândacul, cu care caută putregai. Uh -huh. Unde vezi gândac strălucitor ca Brega, înseamnă că acolo e putregai. Înseamnă că el are treabă, el mănâncă putregaiul. Uh -huh. N-ai de ce să te superi pe Brega? El în virtutea mezeriilor pe care le are, e obligat să fie acolo unde e putregai. Ceilalți lasă să caute unde lucește, unde e verde, unde e proaspăt, unde e fraged, dar Brega îmblă după putregai, caută probleme. Și jurnalistul trebuie să facă asta, și activistul civic, și cine asta? De cum crezi, Iată, tu ai spus două profesii, eu cu activismul civic mă identific, dar nu știu dacă aș putea să-l reprezint. Adică, efectiv, eu văd oamenii care pot deveni sau sunt activiști, ei sunt foarte... Ei sunt diferiți la caracter de ceilalți oameni. Și preocupările lor sunt foarte diferite. Da, da. Unul poate e activist civic și nici nu-și dă seama. Sau una, că se duce la vecina ei și duce niște cartofi și ajută să schimbe scutecele și să smulgă ceapa din grădină că vin în ghețurile și o să rămână fără ceapă. Asta e activism civic pentru că te, ajută voluntar, uh -huh. da, te ai voluntar? Da, te-ai dus voluntar și ai ajutat pe cineva pentru care -ai nici obligație, nu ai nicio obligație, nu-i nici rudă, nimic. Uh -huh. E vecina ta pe care o vezi că se chinuie și nimeni altcineva nu poate să o ajute că ăsta e activism civic, dar femeia nici nu știe să pronunțe cuvântul ăsta, nici nu știe că l face. Face, nu știu, poate pe motive religioase, că o vede Dumnezeu și o să, o să pun o bilă uh -huh. albă acolo, nu știu din ce motive. Din compasiune, poate fi din empatie, sol empatie uh -huh. solidaritate umană. Poate fi din orice motiv. Dar asta e activism civic. Dar cum ai am înțeles, e practic sau o formă de ca voluntariat, sau unde da. și filmează, sau uh -huh. protestează. Uh -huh. Și ăsta e tot activism civic. Care consider tu că e una calitate de bază în activism civic? E ca, de exemplu, eu de ce întreb acum pe tine? Pentru că intuiesc eu că sunt studenți sau tineri, clasa 12-a, 11-a, care că cumva să caută. Și tinerii mult au problemă cu regăsirea de sine. Pentru dânșii, și poate, cum ar înțelege ei? Sunt ei activiști sau nu? Și ar trebui să ocupi cu asta sau nu? Eu, de când fac proiectele astea, Microfonul Liber sau Școala Curajului, îi rog pe tineri sau pe oameni care și-au trezit apetitul pentru implicare să-și alimenteze curiozitatea. Mm -hmm. Dacă ești curios, vrei să știi mai mult decât știi, vrei să înțelegi mai bine lucrurile decât le-ai înțeles până acum, ești pe calea cea bună, s-ar putea să ajungi la curaj, s-ar putea să ajungi la implicare. Nu la curaj neapărat la vlogurile noastre sau la mm -hmm. site-urile sau mm -hmm. la grupurile noastre, ci la atitudinea asta de a te împotrivi, de a ieși din comoditate, din frică. Prin curaj poți să ajungi activist, activistă civică. Uh -huh. Prin curiozitate, curaj să ajungi la activism. Dar e o cale lungă. Trebuie să învingi comoditatea, trebuie să învingi frica ta da? și ignoranța. Ca să nu ajungi un activist toxic și periculos. Cum mi s-a întâmplat și mie să fiu, cum îți spun, cu emisiune ce sau... Uneori, când. A, tu ai făcut o analiză și în retrospectivă ai înțeles că au fost momente în care tu ai exagerat. Categoric, da. da. da? Am exagerat sau am uh, fost prea moale și, uh -huh. din contră, trebuia să fiu mai mai insistent pe anumite chestii. Când ziceam, am tolerat lângă mine niște persoane toxice și le-am încurajat și le-am protejat, dar ele nu trebuiau, ele trebuiau oprite din de, de timp. Uh -huh canalizate. Dar jurnalismul cu ce se deosebește de uh, activitate civic și de activist? Care e diferența și cum acolo trebuie să fie? Sunt diverse abordări despre jurnalism, dar unii spun cei mai talibani, mai fundamentaliști, așa, spun că jurnalismul trebuie să fie ca o meserie, ca inginerul, care să știe că 2 doi, cu 2 cu doi e 4 și că unghiul mm -hmm. de 90 de grade e drept. Tot așa și jurnalistul trebuie să verifice din două surse alternative, Până atunci, nu chiar dacă îi se pare că arde și că toată lumea trebuie să afle, nu difuzezi știrea până n-ai verificat-o din două deci surse. Consider că fact-checking-ul e esențial în jurnalism, da? Cumva asta e Dacă vrei să fii sursului. jurnalist, da. Uh -huh, uh -huh. Dar eu nu pot să fac chestia asta, nici investigații, nu mă de Deci eu rămân uh -huh. la nivel de, de activism, la firul ierbii, uneori difuzez o, o opinie a cuiva, o declarație a cuiva, care se constată a fi foarte mincinoasă și calomioasă și rău intenționată. Uh -huh. Dar omul e atât de, de amărât și neajutorat, încât m-am gândit să-i să dau o ocazie să afle, că după aceea, din reacții, din re, replici, din reacții, aflu că, de fapt, e un escroc, un, un căutător de atenție, de exemplu. Uh -huh, uh -huh. Dar la nivelul celălalt, de, de firul ierbii, se acceptă, se iartă. La nivelul de presă, ești responsabil să verifici, ești obligat să verifici, pentru că intri în conflict și cu legea. Există și legi care te uh -huh. pedepsesc pentru... Am pentru manipulare, pentru... Eu am văzut un video la care văduți povestea studenților despre jurnalism și el acolo a spus dacă vreți să faceți bani și să vă ocupați cu jurnalismul în Rusia, mai bine nu. Mai bine, deci viitor nu există. Și asta e video publicat acum vreo 6-7 ani în urmă, cred că 5. Simțea. Are Simțe, el o da. chestie interesantă. Și cumva în, în, Moldova tot nu prevăd tare. Am analizat multe că cum să scriu articolele în Moldova. Sunt foarte multe copy paste uri unul de la altul. Deci ăsta nu e jurnalism Surt intelectual, deloc. da. Nu, nu e chiar, chiar, nu e jurnalism. jurnalism. Dar în felul ăsta a crescut unii media. E un model. Nu, da, da. Cu 10 ani în urmă. <laughs> nu știu, n-am analizat cum au crescut unii media, dar eu văd site-urile cum publică unul ceva neverificat, de exemplu, sau pe o sursă dubioasă și restul preiau pentru că titlul e interesant sau oamenii sunt interesanți și gata. S-au mediatizat ceva ce nu, știu. nu exista, da, uh -huh. da, s-a întâmplat. E ciudată și... situația. Dar să revenim la, la Rom și la gara din nord, că acolo a rămas un subiect deschis. acolo ce faci? ajut să cauti și... Ajut cu traducere în primul rând pentru că oamenii ce vin într-o lume platină, Ați Rusa. ei vin din Aha. Slavă, uh -huh. din lume Slavă, nu știu nimic. Unii romi încă s-au avantajat, pentru că fiind de aici, din zona Odessa, uh -huh. sau chiar și la Nicolae Kharkov. Au rădăcini ori în Republica Moldova, ori în România, ori în regiunea Odessa și înțeleg cel puțin româniește uh -huh. sau știu să vorbească. Pe când majoritatea ucrainenilor nu știu. Și atunci eu îi ajut în primul rând cu traducere, cu informații, unde e casa internațională, unde e casa cealaltă, în ce direcție trebuie să o ia ca să ajungă la Solotveno, de exemplu, spre Kiev. Uh -huh. uh -huh. Acum este tren și pe la Chișinău, dar atunci era numai pe la Suceava și pe la Solotveno. Uh -huh. Sighetul Marmației. Cum să și găsește o gazdă, cum să și găsești o. Un hotel, un hostel, o locuință pentru câteva zile, de unde să-ți iei bilet la autobuz spre Istanbul, că trenul nu mergea până vara asta. Și tot așa. Deci ajung cu traducere, cu informație și monitorizez felul cum sunt tratați, mai ales refugiații rom, Ca asta are interesul În care mă angajează. România, pe unde pot, că mă sună uh -huh. de oriunde, mă sună din Belgia. of, cum să ajung la București, cum să ajung la Odessa, la Ismail. Încearcă să ajungi la Viena și tot așa. Uhum. și monitorizez și transmit colegilor mei care se ocupă de educație romilor. Primăvara trecută îmi pare mie că a fost un scandal cu un punct de primire a refugiaților în care că au venit e, mai adună... mulți romi că îi adunau pe toți numai Romi acolo. Mm -hmm. Asta a fost o, o problemă, pentru că mai ales și condițiile erau inadecvate. Era o universitate, nu știu ce, pe la Malina Mică, da, observam eu nu, pe să, iz... nu știu, nu se numește exact. Sau sport, la era universitate de sport. Eu nu mai țin minte exact Și, dar ah, e, era da, Și la manej, și la manej, la manej, universitatea da? de sport, mm -hmm. da. La manej, dar și la, la universitatea, la blocul 6 de la... Mm -hmm. A uitat cum se numea universitatea. Și era scandalul că mult râs, mult gen nu se ascultă, nu se ascultă tot. Și tu consideri că problema e că by default strategic se gregat, -au separat, că -au da? se Asta e se separă, da? Că trebuie au Trebuie împreună, cumva prin toate punctele, câte un pic, da? Nu, păi... Da, de ce să-l separi pe om pe criterii etnice? Uh -huh. Ce-i deosebit la el? Mai ales dacă îi dai condiții mai, mai slabe, mai proaste romului. Poate el vine din condiții mai slabe, pentru că n-a avut de unde cum să crească. Dar aici, gata, sunt toți egali, sunt refugiați în aceeași măsură. Îi pui pe toți în aceleași condiții, nu neapărat să îi pui toți împreună, dar să fie comparabile. Dacă le pui în condiții mai slabe, e clară discriminare. Tu spus, vreau să înțeleg și discriminare. De exemplu, simplu fapt că asta poate a fost, hai să admitem, că a fost o decizie, poate mai mult comercială sau poate mai mult Poate nu a fost cu rea intenție așa decizie. Deci în ce măsură noi putem să vedem și să folosim discriminarea? De exemplu, poate a fost mai strategic sau mai ușor să-i adunăm toți romii într-o... Eu nu zic așa. -i. Eu încerc să presupun, eu încerc să fac o dezbatere. Îmi imaginez pe mine în locul omului care, de exemplu, ar lua decizii și ar spune nini mult mai ușor să-i adun pe toți aici? Așa vreau. Da? Că ar crea probleme dacă i-aș băga altfel sau transportul prin oraș sau mă rog. În momentul în care ei toți vin aici să spune că eu discriminez, cu unde aici e dreptatea? Trebuie să comunic cu oamenii care spun că discriminez, dezbat asta liber sau cum pot să înțeleg? Pentru că acțiunile mele, de exemplu, pot fi interpretate ca discriminare, nu? Păi da, cum ziceam, ca și cu libertatea de exprimare, e, se, se negociază și chestia cu... Din. Eu interpretez asta ca insultător, uh -huh. altul poate să zică nu, nu mai deranjează. Chiar și romi sunt unii care acceptă să fie numit țigan, altcineva a înțeles și zice că nu, este e ofensator, încă de acum 100 de ani, când a început emanciparea romilor, s-a stabilit că de fapt suntem romi uh -huh. și cuvântul Roma, rom, romanii, om e preferabil cuvântului țigan care vine de la neromi. Vorbeau despre romi și ei numeau țigan, că de neatins, că murdar, că în Grecia uh -huh. medievală ei păreau de altă religie și de altă culoare și de erau de neatins, așa, pari ai societății. De acolo vine cuvântul țigani, de la Deci, unii acceptă să fie numiți cu cuvântul ăsta, alții nu îl consideră ofensator. Deci, se e în balanță. E fix așa, de așa... tare te doare. Mișcarea Black Lives, tot, cumva e pe aceiași principiu, cu poți numi tu negru, nu poți numi că e culoare, că e african, un altul. Mai dat. ales e de acceptat între ei, romii să se numească țigani, uh -huh. evreii să se numească jidani, uh -huh. gay să se numească cum vor, uh -huh. dar tu, dacă ești în afară, să-i numești cu un cuvânt despre care știi că e ofensator e inadmisibil și în România este deja lege de pedepsirea, de prevenire și de pedepsirea anti mm -hmm. Iată, chiar în titlul legei e scris o chestie ofensatoare, dar <laughs> bine că s-a adoptat măcar așa acum un an. Mm -hmm. și legi care pedepsesc antisemitismul există de mult în România. Dar deci... Am citit ceva despre lege. Acolo sunt destul de dureroase, uh, ă, ștrafurile, amenzile, nu? Da, pentru că România, alături de Germania și de Italia nazistă, a participat la Holocaust și de asta sunt necesare măsuri mai, mai drastice decât, de exemplu, în Spania sau în Franța, pentru că aici există tradiția asta de a, de a urî până la l împușca sau al spânzura pentru apartenență etnică. Și de asta s-a insistat să facă legi care să oprească la timp Fenomene care pot degrada. Da, toți să refugiați. Bine, în mare parte vin, deci din Ucraina vin ucraineni și romii, tot, da? Așa, două cumva, Da, va, se culturi. întâmplă să vină georgieni, azeri, marocani, care erau mm -hmm. studenți la Odessa, la Nepropetrovsk, la Harkov, și se refugiază turcmeni, tagici. se refugiază pe unde pot. Mă ar interesa ce ai observat tu la ei un lucru sau câteva lucruri comune care se repet la toți, ei îs dezorganizați sau speriați sau poate toți se stabiliz bine și cumva, ce au în comun toți refugiații care vin în București și tu îi urmărești? ce observați? observat? Cel mai uimitor e faptul că aveau alte așteptări despre România, aveau prejudecăți despre români ca fiind o nație ostilă, vecinul rău supărat, și aici găseau atâta deschidere, atâta prietenie, atâta uh, fraternitate. Foarte mulți au rămas impresionați de, de România. Și acum, iată, de, de Ziua Națională a României pe internet, unul după altul, public, în grupurile astea, un, un grup de un sfert de, de, de o treime de milion de, de abonați, inclusiv români, dar mai ales refugiați. Postări de mulțumim România, felicitări cu ocazia Zilei Naționale și tot așa. Nice, asta mi se pare frumos. că îi unește pe toți Toți uh, surprinși de, de atitudinea pozitivă uh -huh. Și nu că ar fi generalizată Că întâlnesc foarte des români care ce e asta? parcă e sală de așteptare Nu doamnă, acum e centrul de refugiați, că e război Păi cât se poate Nu ne în afară și da, ai vrea Cumva un război să fii și tu favorizat În felul ăsta să te în sală În centrul de refugiați uh -huh. Roagă-te dacă vrei război deci sunt unii din ăștia mai nesemțiți, mai obosiți. Cum, cum se numesc ei? De democrați și aici la alți parte în America? Conservator. Conservator. da? Da. Da, posibil, da, România Sau suferă, chiar. România suferă de un, de un, fel de conservatorism foarte ciudat. Și acum îi auzi pe unii născuți 15 ani în urmă, zicând milioane la 100 de lei. Da, da, dar el n-a prins acele milioane. El da, zice da. milioane și e un efort enorm să transformi 100 de lei în milion. Da. Ei fac, consideră, consider, pentru că e și grandomanie, vrei să pari mai bogat, și e conservatorism. Cum zice bunica, cum zice mama, așa zic și eu. Da, și e foarte ciudat. Asta e un simptom de conservatorism. Deci sunt unii, probabil, conservatori sau mai puțin empatici că se strâmbă așa. Și poate înțeleg. Dar nu întotdeauna oamenii săraci să reacționează astfel. Unii arată și o duc foarte bine și sunt destul de agresiv. Greu de explicat. Deci tu spui că e toți, dar în Moldova, bun, în Moldova eu am văzut recunoașterea asta din partea ucrainienilor. Moldova o urmăresc de la distanță că am lipsit un an de aici. Tu un an n-ai fost aici, da? E prima dată când n-am lipsit atât de mult. Nici pe timp de pandemie, nici pe timp de studenții n-am lipsit atât de mult. Oh, interesant. Da, cu job ăsta și cu uh -huh. Uh -huh. facultatea și cu războiul am rămas acolo, s s, -s ocupat cu refugiații. Persoane refugiate, că sunt mai mult femei și copii. E interesant. În general, toată chestia asta cu refugiații, dar și trecători în general prin București sau îi pleacă mai departe? Sau tu nu, nu știu. În mod diferit, cum să nu știu dacă comunic cu ei de nou luni în fiecare zi? În mod diferit, unii pleacă după aceea se întorc, unii pleacă și rămân acolo, au plecat în Canada, în Irlanda, în Marea Britanie, în Danimarca, în Finlanda, spre Georgia au plecat unii, spre Maroc, um, alții rămân sunt sute de mii rămași în România, unii vor neapărat în București, dar sunt unii care se chinuie să, să locuiască la Călăraș și trebuie să meargă cu schimbări de tren de fiecare dată mm -hmm. și vin odată la 10 zile la București pentru ajutorul umanitare, mâncare, făină, cele mai dă, cartofi și iară cu schimbare de tren trebuie să ajungă la Călăraș sau la Pitești, că nu prea este tren uh, direct. Um, și sunt unii care se întorc acasă. Fie că au obosit, fie că li se pare că nu se mai poate atâta, sau le e dor de rude, sau le-a murit cineva. Deja știu oameni care au murit în România. Ieri l-am văzut pe unul cu tumoare malignă aici la ochi și de era. Un bărbat foarte tânăr, cam de vârsta ta. Sunt Modul... oameni care au murit. Refugiați. Serios, mor da. pentru modul lor de trai sau pentru ce? Poate mor de vârstă, poate mor de boală. Se întâmplă, a trecut 9 luni. În 9 luni multe se pot întâmpla și în 9 ceasuri se întâmplă. Știu oameni în cărora le-a murit mama acolo alături de ei. Eu mai nou am și -au observat... Și-au mormântat-o lângă București, că era mai ieftin. Am înțeles. Și-a trebuit să facă reduceri preotul și cine mai gropare și tot așa, ca să iasă mai, mai ieftin, că nu își nu permiteau. Mai nou, nu știu dacă ai observat, tu zici că de un an n-ai fost în Chișinău. Eu anul trecut tot am venit prin primăvară. Mm. Și mi-a plăcut cum e construit Chișinău. Ai să vezi și tu parcurile. E o diferență din dacă stai să analizezi Chișinău de acum 3-4 ani și Chișinău de acum. Dar cel mai important, că era curățel cât de cât. Și acum, în ultima jumătate de an, de când s-a început mobilizarea în Rusia, e, e, Poate e coincidență, dar uh, au venit mulți ruși aici, în Moldova, din câte uh, am știut și am auzit de la alții. Și asta s-a văzut imediat prin străză, adică ieșesc să mă dat într-o duminică pe Ștefan la o plimbare și sub numărul 1, efectiv, eu când am văzut acolo niciodată, era curat tăt, oameni beți cu sticlă de vodcă, siliotcă, strict ca la ruș, și tilnești de este în linii, știi? Eu zic că poate e coincidență, poate nu-s ruș, poate, dar se creează așa impresia că vin ruși și încep a face și râs pe în Chișinău. Eu, Asta poate suna discriminatoriu. Eu dar... aș putea da vina pe moldovanul Ivan Ceban, care e primar, uh -huh. pentru că am observat ceea ce nu văzusem de foarte mulți ani nici în Chișinău, nici în București, când vagabonzi pe stradă. Acum de la gară până aici, Uh -huh. Am văzut o grămadă de câini vagabond și asta e sigur responsabilitatea și vina primăriei. Uh -huh. Lasă a oamenilor care au lăsat câinii în stradă, i-au crescut și după aceea i-au abandonat. Dar cei care sunt obligați să-i strângă pe câini de pe stradă, să-i uh -huh. grămădească undeva și să-i întrețină în mod civilizat, e primăria. Primăria nu face asta pentru că probabil primarul, ce bani, e ocupat cu altceva, cu partidul lui nou și cu interesele uh, meschine, politice sau are interesul să creeze nemulțumire, să creeze stare de disconfort, tot din interes politic sau cine știe cine e mai comandă lui chestia. Nu asta. crezi chiar așa poate să ajungă? Ideea să creeze disconfort? Așa îmi pare, ca vina nu să cadă gândit, asupra -as. guvernării. A, am înțeles, am înțeles. Un fel de sabotaj, cumva, da? Uh -huh. Nu m-am gândit la asta, cel puțin ce am văzut eu din, din construcție, am văzut un progres foarte mare. Eu tot am stat în București 2 ani și ultimul an, adică eu în 3-4 ani am văzut că s-au construit multe parcuri. Nu știu în ce măsură asta e la primar, că eu în politică nu mă bag, dar diferența în faptul că se construiește chiar și la Ciocana între casă, trotuarele, mie asta ne a plăcut, deci e sunt bun pentru mine ca și pur și simplu cetățean, nu ca om de politică, eu, eu cu politică rară. Găi, greu stau, foarte greu. Spre deosebire de București, aici nu există primari de sector, deci da. numai primarul da. general răspunde da. de ce se întâmplă în cam tot municipiul. În satele din Suburbii există și primari, da. primărițe. Dar în București e doar Ivan Ceban. În sectoare există prietori care mm -hmm. se subordonează lui și e totul sub. Directiva da. lui. În București sunt toate șase sectoare, sunt primari diferiți și uneori de culori diferite. În sectorul 1 e USR, e ciudată, în sectorul 6 e PNL, în sectorul 5 e arestat și e diferit. Dar cum sunt, Bun, și este un primar general ies Și este da? și Nicușor Dan primar general, da. da. E mai da. complicat acolo. E interesant politica în general în România și mai ales când o compari cu Chișinău și cu Moldova și cu viziunile noastre și a lor și comunicare, este lucruri. da, scurt. e fascinant, dar pe mine mă preocupă politica verde și atunci colaborez și cu verzii moldoveni și cu verzii din România și... Politica ai... verde La ce înseamnă? Verde ecologistă de drepturile omului, de, soci... de echitate socială. Am înțeles, deci, tu ești antiplastic, de exemplu, da? E că, de exemplu, da, sticlile astea, da, da. nu, nu-ți plac. Pentru că sunt poluante și, și nu, da, îmi... lasă o amprentă mare de carbon. Am înțeles. Și la noi cine e verde în Chișinău? Partidul Verde Ecologist. Așa-și numește. În România sunt mai multe, dar eu sunt cu verzii care se afiliați cu verzii europeni. At -ă, Zilele astea la Copenhaga, în Danimarca, e un consiliu pan european al verzilor. S-a dus și delegația noastră și delegația de aici, de la Chișinău. Am candidat și cu verzii de aici cu verzii de acolo. Deocamdată avem impact cam mic, dar sper că vine vreme când oamenii să înțeleagă că verzii sunt viitorul. Asta am vrut să spun. Eu, de exemplu, sunt adeptul conținutului evergreen. Tot e verde. Mm -hmm. Da? E, e, e conținutul ăla care este actual. Dacă îl lucrez, este actual și peste 5 ani. Mm. De exemplu, podcasturile sunt o formă de conținut evergreen, mai ales dacă e subiectul. E că liberă exprimare, da? Și... Peste 5 ani, o să fii moldoveni care intuiesc și sper mult să vrei să afle despre liberă exprimare, și tot ceea ce am discutat aici. Ideea sper e să că nu ajungem într-o lume totalitară în care asta să fie cuvânt de ocară, cum se întâmplă acum în Federația Rusă. Uh -huh. Se vorbește despre război, despre libertate de exprimare, despre front, e delict penal și intri la pușcărie. Sau cum se întâmplă, cum ziceam, în Eu văzut... Ungaria, țară europeană, dar. Dar Certată în Ungaria ce s-a întâmplat? A doua oară menționez. Ce s-a întâmplat acolo? Victor Orban e ca un despot, ca un dictator, ca și Erdogan în Turcia. Mm -hmm. Numai mm -hmm. că ăsta e membru UE. Erdogan abia așteaptă Turcia să fie primită. Dar mm -hmm. Ungaria de mult a distrus societatea civilă, a închis Universitatea aceea lui Soros, ONG-urile mass media și partidele de opoziție. Deci el e un fel de Putin-Lukashenko în Uniunea Europeană, ceea ce e paradoxal. Și în Polonia se încearcă grupuri conservatoare, dar nu e un singur lider, acolo sunt mai mulți, Înțeles. în jurul Bisericii Catolice. Orwell, da. 1984 în Rusia. Nu m-ar da, atâtea inepții se întâmplă în politica rusească, pe lângă războiul ăsta, e felul cum l-au închis pe Navalny, cum l-au închis pe Iașin, cum a... Închid Uite. mas mass media, e, e, dictatură, e totalitarism e în Federația Rusă. Ce spui tu e că, pentru că eu am așa, eu una din teorii, eu sunt absolut contra la tot ce aici, fac rușii, dar totodată încerc să analizez, vreau să mă pun în locul lor și să văd, presupun eu că e o țară care e antiglobalizare, da? vrea să devină e, integră, singură, de-aia și-au expulzat multi business -uri. eu cred că asta pentru ea poate și-a jucat un plus. Din Federația rusă au plecat biznesurile. Au plecat, Din, cau da. din cauza războiului da. au început da. de embargouri. Eu cred că ei au intuit chestia asta. Nu-ți pare tot o, o metodă nesănătoasă pentru alții, evident, dar sănătoasă pentru propria populație, să-și apere granițele culturale, rădășinile de unii provinii în general, toată națiunea, da? Pentru că, în mare parte, globalizarea are și un efect foarte destructiv. El distruge, practic, tradițiile. El cumva generalizează toți într-un stil. ne îmi place, mă ambiționează gândirea asta globală, dar totodată este un lucru care e tare trist. Globalizarea distruge cumva tradițiile locale. E cel mai simplu, Multii mcdonalds în oraș pot distruge consumul pizzei în Italia, să zicem, da? Distrugi tradiția sau nu o distruge. Cumva o elimină sau o micșorează și atunci sunt mulți oameni care ar ține cu rădășinilor. Ține, nu Ți nu-ți pare că este o metodă chiar dacă pare radicală, dar e sănătoasă pentru o țară? Adică... Păi eu sunt împotriva oricărui radicalism și cred că mai degrabă ar trebui acceptat o o, o cale de mijloc între suveranism și globalism uh -huh. și să acceptăm că nu poți să ții oamenii, culturile, Izolate de mm -hmm. granițe. Mm -hmm. Sunt atâtea familii mixte, sunt atâtea influențe culturale. Iată, mai ieri, ambasadoarea Ucrainei de la Chișinău, am văzut-o cântând, se pare că imnul, limba noastră, cântat în ucraineană sau ceva de felul ăsta. Chiar de ziua mm -hmm. limbii se pare că l-a cântat. Și am căutat pe canalul ei și am găsit să cânți copzar, să cânti ceva, dar era cântat în ucraineană. Deci e un cântec, se pare, cules din folclorul românesc de Coșbuc, care a fost tradus și ea zice că e folclor de-a lor ucrainean. Deci iată că influențele sunt de, de când lumea și uh -huh. tot ce pare nou acum în cultură e de fapt repetarea unor chestii antice grecești, latine, germane, scandinave. Totul e influență. Până mai ieri era... Ducatul lituanian până la graniță la Nistru, Tătari erau mai ieri, acum a rămas numai pe tema Sorocii, o sistemă sinistră, o cap de tătar în fib de su în suliță, de argint. Dar suntem amestecați, iată, mai ieri la, la București am petrecut o femeie care din Crimea, tătăroaică amestecată cu evrei care și cetățenie Izraelului, și se ducea spre Crimea, cum crezi, pe la București, pe la Varșovia, pe țările baltice, prin Rusia, ca să ajungă în Crimeea, să lase motanul mare, un râs de vreo 15 kg, să-și ia nepoata sau nu știu ce rudă și să zboare în Israel, pentru că simt că acolo o să fie bătălie. Deci, lumea e atât de pestriță, e atât de misticată, încât e absurd să te împotrivești globalizării. Să Dar împărți, da, trebuie da? păstrat câte ceva din tradițiile noastre, nu? Uh -huh. Canibalismul, sau eu știu ce altă tradiție, bătutul copiilor și a nevestei, sau hai noi să ne batem că nu ne înțelegem, în loc să ne ducem la poliție sau în instanță mm. de judecată. E scump. Nu, e nevoios să te duci în doi la instanță și să rezolvi ceva? De grabă instanța o să fie un soft, ne ducem și băgăm datele și ne dă rezoluția și dacă vrem o acceptăm bine, dacă nu vine e, robotul interesant. și ne strunește. Adică dacă noi ne punem cu tine pe două opinii extreme și nu ne înțelegem, intrăm în calculator, introducem datele toate... Și robotul zice tu ai 53%, tu <laughs> <sau laughs> <t> 47%, <laughs> la revedere! <-i> <laughs> Foarte nice, ne asta îmi place. <laughs> Democratic și N- <laughs> <logic>. Tehnologic <laughs> tot, da, da, da. da. Eu, în Faci general, parte dreaptă. am auzit că acum... Nu e... Ai... poate fie albă, neagră, toată da, da. De dreptate și tu n-ai. Da. Aveți și tu leacă și eu leacă. Da, da, da. Ea o să fac. Eu am auzit așa chestii, se discută că ea înce încearcă să-i duci în, în direcția de a fi jurist. artificială. jurist. Da, da. da adică da, a scrie legea, le interpreta. Acum deja știrile se fac pre, prin software de nasă. Da, e Interesant. E o nouă ieră în care eu stau și mă gândesc. Adică, întrebarea mea stă în felul următor. Uh, să, rămân... să, rămânem fără de lucru toți, pentru că o să facă totul roboți Și noi stăm sub cocotier să așteptăm să cadă banane sau ce cade din cocotier. Da, <laughs> exact. Cocot. Dar pentru mine este să rămân în țară, cu toți oamenii de aici care îți, foarte greu să dău la discuții, dezbateri, toți judic, nu se respectă. Iată, datorită globalizării poți să pleci, poți să te duci într-o societate e, care a, deja e aranjată, da. dar s-ar putea tu să pari sălbatic față de ei acolo de acord, și să fii greu absolut. de integrat. Să zic, da. băi, a venit ăsta de, din tribul lui și ia uite lângă. Da, mănâncă da, da, da. carne, tu-l vezi, mănâncă carne, dar noi mâncăm numai alune și păstei verzi. Știi? Da, eu, asta eu fără carne aș mm? <laughs> Dar tu nu mănânci carne, nu, tu ești vegetarian. Nu, vegan chiar. Vegan? Da. Vegetarianii mănâncă și ouă și lapte. Aha, vegan, asta e strict verde, natural, copaș, frunză da, sau da? Și artă, strict da? vegetal, da. Aha, Cum sunt creștinii în post, asta e vegan. Iată, când mă duc la un uh -huh. cantină undeva, întreb, aveți mâncare de post? Că atunci ei știu. Că altfel, dacă întreb vegan, ei îmi dau cu... Nu cu mozzarella, înțeleg. cu... Băi, stai, că asta e brânză. A, da? Am înțeles. Deci asta e hintul mai scurt. Dacă sunteți vegani și vă e greu să explicați părinților, spuneți că țineți post tot anul. Exact. Dacă îți pare că nu te integrezi aici, s-ar putea să fii greu de integrat și în altă parte. Așa că încearcă să da, găsești de acord. zona, domeniul de societate unde s-ar putea să te potrivești cel mai bine. Dacă mai e greu să te integrezi și în cuplu, în familie și, cum mai zis e tu mai foarte... devreme, cu copiii. Pentru că avem așteptări Dar mai nu se pare că, că, că se nu promovează liberă exprimare anume. Atâta, noi suntem o mână de poporă și micuță, amestecat tare. Și nouă ne se pune la tăți că tu ai dreptul la liberă exprimare și să fie așa cum ești. Și din cauza asta se divizează mult societatea în subgrupuri mici care se ceartă mereu și nu se unesc. Deci eu nu văd ideea care ne-ar uni pe noi toți. Da? Adică ideea să... de diversitate și de egalitate. Asta ne unește suntem diferiți? Exact. Și nu e neapărat să ne unim toți, pentru că dacă te unești toți, îi excluzi pe cei care sunt chiar diferiți de la naștere, de uh -huh. fizic. Uh -huh. da. Uh -huh. Sunt unii pitici. Ce faci cu ei? Că nu sunt toți de 1,80 m ca mine și ca uh -huh. tine. Uh -huh. Cum îi excluzi pe ăștia? Sau unul de 2 și 2 8 cm. Cum îl excluzi pe omul acela? Dar el nu cape pe ușa asta. Trebuie măsuri afirmative de acomodare a ușilor pentru toată lumea, inclusiv pe cel de 300 de kg care Înțeleg. fizic nu poate intra pe ușa asta. Înțeleg. Deci trebuie de totuși spre o generalizare. Și pe idee că suntem pe diferiți. Toată lumea, ca da. să includem pe toată lumea, să impunem ideea că nu putem fi toți la fel. Uh -huh. Nici să vorbim cu același accent, nici să vorbim aceeași limbă. Drepturile sunt egale. Dar totodată, te, să spunem, sunt oamenii ăștia, pe mine tare mult mă deranjează în ultimă. Când eu am început să, după experiența mea din București, am început să gândesc că este asta cu responsabilitate socială. O patruns mai scurt, m-o schimbat alea. Și când văd, de exemplu, nu spun că în România nu, dar când văd în Moldova oameni care vând voturile, nu își vând voturile cu un kilogram de greci sau cu 300 de lei, 100 de euro, sunt mm -hmm. diferite variante, că la protest iese, da? Pe mine, cumva, mă întunic la cap să înțeleg că astăzi sunt oamenii alături de care eu vreau să construiesc viitorul și oamenii, decizia cărora de a lua 300 de lei sau grecică, afectează grav viitorul copiilor mei în, în Moldova. Pentru că ei niște decizii nu bazate pe o idee națională, pe un bun comun, dar pe propriul egoism, că ei vor așa și aici să mănânce. Asta e toleranța la corupție și același om să ajungă consilier în sat sau în oraș, de exemplu, da. s-ar putea pentru votul lui de acolo, să ia bani mai mulți să continue în felul ăsta. Și copiii da. lui și mai grav să ajungă în funcții și mai mari și să vândă și mai scump decizia, votul. E toleranță la corupție și trebuie să o oprim. Iată, aici trebuie să fim intoleranți. Dar cum asta se poate de obținut? ai gândit ideea asta? Cum se poate de dezvățat oamenii să ia ca să procedeze așa? Să le arătăm oamenilor că în societățile cu nivel mic de corupție și cu nivel mare de intoleranță la corupție se trăiește mai bine și mai multă lume e fericită și prosperă, uh -huh. decât în societățile de capitalism sălbatic, în care orice se cumpără, inclusiv decizii de judecată, inclusiv legi. Uh -huh. Deci contra capitalismului ca da, formă, Nu, da? capitalism, dar să fie cu justiție socială, uh -huh, cu uh -huh. grijă pentru cei vulnerabili. Uh -huh. Ca în Finlanda, ca în Suedia, ca în țări scandinave, în Danemarca. Deci să le arătăm oamenilor modelul ăsta și să le explicăm de ce e bine să funcționeze legile, ca societatea să se bazeze pe legi și pe instituții, pe transparență, și cât mai puțină corupție. Că nu putem eradica de tot, dar să fie persecutat orice act de corupție, noi să-l denunțăm, dacă vedem unul mic, eu știu, la vamă, într-o leibuz, că se întoarce biletul, na, doamnă, luați biletul. Mare economie ai făcut, șase lei, da? Banii cei nu sunt impozitați, nu se duc în dezvoltarea acelui transport de călători cu care tu mergi și copiii tăi merg. Și asta trebuie să găsești forță, să vorbești cu om fiecare aparte, în cazuri separate, trebuie educat da? și din familie, și din școală, și din grădiniță, să se vorbească la televizor despre asta și pe internet, că televizorul e tot mai puțin și mai puțin popular. Pur și simplu, eu observ un trend foarte destructiv la generațiile, cred că 50+, plus. Tu nu intri în categoria asta că tu ești activist. Mai am, și tu altfel. Mai am un an până la 50. Nu, dar nu e Nu-i nu ține numai de vârstă. Mai multe sunt oameni ăștia simpli care au lucrat cumva, nu sunt activiști, n au păreri, nu luptă, nu, ei trăiesc simplu, da? Eu văd cumva dorin, lipsa dorinței de a se dezvolta. Mm. Ei rămân cu păreri neschimbate, cred televizorul, uh, dipind de opinia publică și le este foarte frică de opinia publică și inclusiv tăci și nou resping drastic din frică. De aici sunt două variante. Ori lupți cu fiecare individual, lupți la nivel de convingeri și explici și dezbați și și poți toată viața și nopții, ori începe a investi numai în tineri. Nu poți să lupți cu omul care e inert și care vegetează. Dar o societate deschisă, democratică, și iată bisericuțele astea mici, și polemicele astea mici, și în Curtea Blocului, și în Mahala, și tot uh -huh. așa. Dacă se discută, asta creează efervescența unei societăți vii și, și sănătoase. Uh -huh. Dacă oamenii rămân, ca pe timpul totalitarismului, în inerția și în frica lor, în comoditatea lor, putrezește sistemul, putrezește societatea. Pentru că nu e mișcare, nu e interes, nu e participare, nu e schimbare. Pe Moldova cam rămân oameni de -iște. Nu ai observat că din Moldova pleacă păi toți. În toate societățile rămân. Dar cei care au plecat nu crezi că sunt oameni activi care au vrut să schimbe ceva? Da. Cei care au plecat. Da, absolut. S-au dus peste hotare, au făcut eforturi, ca măcar copiilor să meargă la școală, să da. învețe, să se dezvolte. Și dacă nu vin de acolo, rămân acolo schimbați. Absolut și unde de schimbați. integrați într-o societate occidentală civilizată. Îngroașă rândurile Occidentului, ale societății de acolo. Iar aici ei influențează, la telefon, pe internet, influențează cumva opiniile de aici. Da. Un pic. Vezi cum votează diaspora, vezi cum se exprimă în grupurile de moldoveni în Austria, moldoveni în nu, da, n-am urmărit. Există ceva specific? sau cum? că nu urmăresc Moldovia... Când unul spune îngească... o inepție, sunt mai mulți care îl trag de mâine că și îi zic, băi, vezi că asta e ilegal, vezi că asta e imoral, vezi că asta e A, greșit. Ceea ce nu se întâmplă aici sau pe odnoclasnic. Nu, aici e strict. Și te băi, trebuie mai mult te crezi mai deștept. <laughs> da, este tema asta. Păi cum să schimbi? Tu, consider? consideri, hai altfel, ca să încheiem și discuția, tu consideri că din afara țării, fiind în diaspora, e posibil să schimbi aici? Că așa și așa de că aici vezi au alte modele. Știi și au de aici argumentul, ca și care, da, unde ați fost voi 8 ani? Aștia au de aici argumentul că da, vin în țară și schimbă, și te-ai dus tu, știi? Asta e da, Da, și mie mi reproșează chestia da? asta. Dar unii ascultă, unii sună peste cotare și întreabă, dar oare pentru cine să votăm? Ăla care știe, stă de departe, știe mai bine pentru cine să votăm. Sau cum să fac, iată, m-au păcălit. Acum, în mm -hmm. ultimele zile, după ce am luat un interviu, tot mai mulți mi se plâng de scrocherii, de șarlatanii, de... <coughs> și aici mai puțin știu cum să se descurce acolo, în Europa. Du-te la poliție, du-te la țol, așa se numește, nu știu ce, vamă sau poliție germană. Du-te la cutare instituție, să-ți dea traducători, și dacă nu știi limba, ei să-ți dea traducători. Deci, oamenii, chiar dacă n-au trecut ei prin asta, au auzit de la alții. Pentru de. că au fost, au ieșit din comoditate, s-au implicat, au știut cum să treacă vama, au știut cum să-și legalizeze ședere, cum să-și dea copiii la școală. Și din efortul ăsta au devenit pricepuți. Tot pățitul e priceput. Cei care au ieșit din sat, din oraș, din inerție, s-au pregătit pentru o lume mai bună. Știi ce aș vrea să te mai întreb, cred că dacă tot încheiem discuția, vreau să... E că pe noi ne privesc tineri, de regulă, până în 34 de ani. Moldoveni și din diaspora, inclusiv și din România. Sunt femeile 18-35 de ani, cât ales. Ce vrei tu să le transmiți lor ca fiind că din valorile tale, din tot ceea ce faci tu, ca activism, ca jurnalism, ca partid verde, ca mod de viață vegan în general, există un cuvânt și o idee pe care tu ți-ai dori alții să o urmeze sau să se identifice sau cei care se identifică să ia legătură cu tine sau să formați comunitate în general sau un mesaj din valorile tale către toți care ne privesc acum. Eu cred că e timpul vostru a tinerilor, a femeilor, în politică și în actul decizional. Femeile sunt mame, surori, ele educă și pe bărbați, se poate schimba atitudinea bărbaților față de femei ca să nu mai existe violență domestică, ca să nu mai existe misoginie și ură despreț pentru femei, ca să răzbată și femeile în, în business, în politică, în funcții decizionale. Iată, Republica Moldova acum e un... Model și pentru România sub aspectul ăsta. Avem și prim ministră și președinte, da, da, și da. șef de procuratură, femei, și bașcan în Găgăuzia, numai primarul capitale, încă nu. Dar poate viitorul. <laughs> și eu acum mă bag în politică ca să ajut să se exprime femei. Noi la București, în partid, avem deja copreședinte, după modelul verzilor europeni. Și bărbați, și femei, obligator, chiar și la filiale. Ceea ce mi se pare minunat. Și e timpul lor al vostru, al femeilor, al tinerelor să vă implicați pentru că puteți, pentru că vreți, femeile de regulă au studii mai bune ca bărbații pentru că merg la școală până când vine vremea măritișului. Puteți să așteptați sau puteți încercați să le combinați cu o să meargă. Okay. ok. Dar bărbații ne-au jertat și trebuie să facă? <laughs> bărbații să facă un pas înapoi sau să aștepte și femeile să răzbată, pentru că e epoca emancipării femeilor și epoca egalității de gen. Adică să accepte dacă... femeile, totuși, cum sunt și cu toate. Bărbații sunt contra de regulă mai multe forme destabilizatoare emoționale la femei, cred că nu? Nu crezi? Credem că sunt o grămadă de bărbați instabili emoțional. Absolut de Da, deci nu trebuie generalizați, nu trebuie invocat nici meritocrația, nu știu ce. Mm -hmm. Ia, hai să avem și incompetentele noastre în partide și în administrații de, de business-uri. Mm -hmm. Dacă avem incompetenți și corupți, hai să avem și corupte și incompetente să le vedem și pe femei la treabă. Deci să nu ezităm să le permitem să fie alături de noi sau chiar în fața noastră uneori. Și să nu ne temem de tineri, că s-ar putea să vină cu idei revoluționare. Super! Aici cred că să fac. cat în de, Să mă întâlnesc cu tot